Ăsta Așa? strânge 100 de soldați nervos, să-i trimite după deal, să aud împușcături, arme automate, tunuri, să face liniște, să aude iar vocea. Un soldat ucrainian e mai bun ca 1000 de soldați ruși. Mamă, ăsta turbat, îi strânge cei mai buni 1000 de oameni, trupa lui de elită, speznazul lui, cei mai șmecheri, îi trimite după deal, să aud împușcături, tunuri, tancuri, elicoptere, avioane, rachete, să face iar liniște. Din tufișul se tărește un soldat rus grav rănit. Bă, nu mai trimite că eu am buscadă. Îți doi ucrainieni. Hai că e bun, mă. E ok. Așa, da, am râs. E bun, e cinstit. E un banc corect, mă. Bă. Banc de sezon. Serios, toc, bă. Da, dar stați un pic, eu nu am turnat. V-ați turnat ceva? Da, cum, mă, da, uite. Păi stați, vă luați o mică pauză, mă. Da. Păi da, stai, de cum să luăm pauză? Când deschizi tu berea sau ce? Da, normal. Oh, da, bă, dar... Oare de ce mă mir? De ce nu mă mir? Am primit un pachet din Danemarca. Așa. În care am 24 de lefe mici. Că astea-s mici, de 25 de centilitri. Deci ai primit 24 de salarii? 24 de beri mici. 12 beri, tot din astea, da, amber, adică așa, fără ambre, deci blondă. Așa. Și o selecție de beri, care, de exemplu, așa, uite, nu știu dacă ați mai văzut până acum. Ai, e cu dop de șampanie sau cum? Nu, mă, frere, bere, dar e de 750. Ah. N-am văzut lefe așa mare, nu. Sau zic așa, un Hoegaarden, cinstit, Weissbier, tot la 750. Și diverse alte pe care bă, le-am văzut. Bă, dar cineva te iubește mult în Danemarca. Da, 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 deci să știți, mă țin așa numai în lefe. Am o oră să mor, știi, de la consum de alcool mori, că mori la un moment dat. Așa am înțeles. Da. Am primit chiar... Tradition Cerveza, desde 1890. 1890. Da. Peță 90. Bă, tricas, bla, 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 bla. Bă, bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Bă, putem spune că e un fel de reuniune de urgență a Consiliului... Nu aș spune de urgență, no, a fost chiar încetul. Dar având în vedere că e doar marți, CSAT-ul, dacă ne întâlnim noi azi, că ne putem întâlni mai repede decât CSAT-ul. Să definim niște termeni. Dacă da, vorbim în limbaj iohannescian... Iohannescian, da. Da, e o urgență, că știți că la Iohannis a zis trebuie să se întâlnească Consiliul, ceva, Consiliul Militar al Țării. Consiliul Suprem, da. Și a zis, da, ne întâlnim peste 4 zile. Că e urgență militară, peste 4 zile. Când a zis el, era peste 5 zile. Păi, ok, nu. Știi cum a fost și cu pandemia, când a zis că avem o urgență. Și a zis, ok, ne întâlnim joi. Că el era vineri, vorbea. Ne întâlnim joi. N-are a meu niciun stres, bă. Deci dacă îi să recunoști ceva, să-i recunoști președintele României ceva, clar, îi că, bă, îi să rupe de absolut orice se întâmplă în țărișoara asta. Da, eu cred că așa, asta e secretul unei vieți lungi. Adică da, nu mă interesează că tu adică să trăiască el. Ne îngroapă pe toți. Adică Iliescu o să fie fix pe lângă Iohannis. Da, eu chiar nu vreau să... Eu nu mă interesează că tu să trăiască Iohannis. Deci eu zic că ăsta, omul ăsta, n-are niciun stres. Eu cred că își închide telefonul, știi? Ori face probleme de fizică, nu știu, să joacă, nu știu ce căcat poate să facă, el nu știu ce face el. În timpul liber, zic. Îi îngrijește de trandafiri, în primul rând, că îi plac trandafirii. Ha? Îngrijește de trandafiri, că îi plac trandafiri. Nici când să iubim no, trandafiri. Scuze. Bă, Răzvan, tu cumva iar te auzi prost, nu știu cum am reușit. Pe bune, cum, nu știu. Așa, asta vrea soarta. Joacă tenis, îi place tenisul foarte mult. Și probabil citește Goethe. Nu acum știu. Hai să nu uităm și Goethe, de golf și de ski. Golf și ski. Nu Goethe merge la ski în fiecare zi, mă. Păi nu la golf nu merge deloc. Numai au fost influencer, știi? Eu da băieții niște bani să facă un promo. Cum sunt și influencerițele astea. Ce tare ar fi să aflăm când nu o să mai fie președinte. Da, bă, băiete, mie de fapt nici nu prea îmi place golful, dar mai sunt oamenii să-i ajut un pic. Și... Da, bă, da, deci el chiar a făcut. Îți dai seama cât ce bani a luat aia, că el a zis în conferință de presă, că toți românii ar putea să joace golf. Este un sport accesibil. Da. Accesibil. Adică o făcut ea de la Hot News un calcul, undeva la te costă cu tot echipament, abonament, tot felul de avioane, te costă undeva la 10.000 de lei, așa, scurt. Dar e accesibil. Poți. E accesibil, nu? Pe lună? Acum,
investiția inițială, după aia un club la un abonament la un club din ăsta, mai de Doamne ajută, bine, nu știu câte sunt în total în România, dar poate sunt și cluburi mai modeste pentru săraci cu posibilități. Da, da, da. Undeva la 4.000, 1.000 de euro abonamentul pe lună e lejer. No, acum poți, teoretic poți. Bineînțeles, îți interzici și el asta s-a referit când ai zis că e accesibil. Că nu-i interzis nimănui golful. Că nu-i interzis, acum te gândești. Nu, practic, ai posibilitatea să joci. Păi, că nu-ți permiți, asta e altă discuție. Dar, dar bine, dar poți e accesibil. Fi, adică... poți să fii pus și în fața acestei dileme. Bă, dau de mâncare la copil sau joc golf? Nu. Acum, da, bă, dar poți? E cine, îți interzice cineva? Păi nu asta zic, e accesibil. Păi, nu-ți interzice și ideea e că copiii se mai pot face. Da, bine, nu lua așa dramatic, că poți de șandramatic. Wow. Așa îmi place când vorbești murdar, Gabi. Da, 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 am inventat un nou cuvânt. Hai să nu mai vorbim și în dramatic. Bun, să nu o luăm așa în dramatic, zic. Poți, de exemplu, în loc să te duci în concediu să joci o partidă de golf? Da, bineînțeles că poți. Hai zic, îți iei soția și astăzi se uită la tine cu copiii pe marginea terenului și tu dai boboroază, știi? Dai în beșica aia de da, două, trei ori. La una singură, nu mai multe. Deci o ce? Singură partidă pentru un concediu. O partidă, asta zic. Da. Îți iei familia, să uită toți la tine, să faci vreo 40-50 de poze, să ai tătanul și aia e. N-ai stres. La fel cum mai face și în vacanță, că se duc și fac 100 de poze și după aia tot pun. Da, tot păi nu deja, mon frère, să duc în vacanță, deja n-ați văzut, sunt influencer pe vacanță. Da, bine. Să duc în fiecare zi să face clipuleți, să face filmuleți, să face selfie-uri, să fac postări din când în când, să nu mai... Bă, lasă-mi căcat. Și am înțeles că, nu că eu nu urmăresc genul ăsta de făpturi, am înțeles că n-au nicio problemă să pună și acum. Nu că ar fi o problemă, că, bă, poate că nu mor oamenii aici la câteva, aici peste gar la noi și tu pui cum mai Dubai. Poate nu e neapărat foarte moral, nu știu. A, bă, n-are, asta n-are nicio legătură, nici nu, adică, e, faptul pare... că unii oameni nu-și permit, nu înseamnă că nu trebuie să pui. Adică, mon frère, așa e în tenis. Deci poți să... Nu zic ce se pare moral să pui poze din vacanță acum, în perioada asta, acum. Acum să-ți pui țâțele pe Instagram, acum. Păi ce legătură are? Nu știu. Zic așa că poate o urmă de umanitate. Păi, dar, nu, dar tu nu înțelegi fenomenul, mă. Dar a explicat Buhnici, mă. Că dacă cineva pe planetă suferă, el să nu mănânce desert? O spus asta? Nu, cred că n-ai văzut. Nu cred, oh, Răzvan, nu, ești nu, în urmă, păi... Nu. Am văzut pe cineva scrie chestia asta cu desertul, dar am știut de unde vine. Da, că asta e numai una, iată că o dau mai multe. A, și după aia s-au înțeles că s-au repliat și au început să posteze pe Ucraina. Nu, nu, prima înțeles. Oară, deci ca să înțelegi. Prima oară au zis, if Black Friday la Bitcoin. Când începuse război în Ucraina, știi? Da. Toată lumea era, băi, război și el era Black Friday, să cumpărăm valută. Și niște băieți au zis, băi, ești de căcat, dă-te în așa. La care omul a fost indignat și a zis, bă, cum adică dacă cineva suferă pe planetă, eu să nu mănânc desert? Nu. Valul da. De indignare a crescut, că nu, oamenii e normal. Și el a zis, a mai dat un tweet și a zis, bă, au venit niște oameni și m-au certat pe contul meu și, nu, ok, cumva au dreptate. No. Și eu sunt un om foarte vertical și înțelept și o să iert, dar nu o să uit. Și iar început. Da, dar am înțeles că și după aia au început să posteze despre Ucraina. A, bine, păi, dar el și-a terminat programul, că el, deci Buhnici, el se dematerializează, el are de vorbit ceva, intră în rol, face ceva și după aia, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, face cu totul și totul altceva. Deci nu are, deci el nu are problemele astea. Nu-l bârfim sau ceva, nu înțelegeți greșit. Da, deci uite-te, el acum, dacă te uiți pe contul lui, acum are urma Ucraina, are. Ucraina. Păi, știi? Hai cum, trebuie să-și câștige... Trebuie să-și câștigi un pic de simpatie după ce, știi, o dai de gama. Și uite-te, dar e foarte tare că are postări cu 54.000 de... Asta e, nu, e numai un retweet. Dar are postări în care are, uite, 800 de inimioare, are tot felul de... Deci, bă, lumea e ok, adică, ok. Acum au greșit omul. Ce o să facem? O să-l răstignim? Dar bine, poate ăștia care au dat inimioare nu erau online atunci, când au văzut. Sau poate niște băieți care nu se indignează așa ușor. Poate din Pakistan și dau like fără să știe. Și pe mine, mă mai distrează pe lângă ăștia care, poate n-au scrupule. Mă, ăstea,
nu zic e ok să hai să ideea de a ajuta mă, și de a promova cum putem ajuta pe refugiați, e ok. Dar să pui poze și tot, cum ai ajutat tu, săraci ucraineni, asta mi se pare deja prostituție, au la nivel de prostituție. Bine, suntem obișnuiți cu astfel de hiene care se înfruptă din tot felul de cadavre pentru imagine, nu e prima dată când se întâmplă. Dar să revăd asta acum cu oameni care întind sticle de apă la ucraineni și își fac poză în timp ce îi ostoiește setea acelui biet refugiat, asta mă scârbește de până la ce. Păi deci, asta și mai sunt fotografii acum, nu știu dacă ați prins. Acum cel mai șmecher de tăți fotografii, tăți îți pânvăm să facă poze cât mai dramatice, cu copii, cu ursuleți de pluș, cu bătrâni. Asta pot să înțeleg că e relatare. Ok, e o relatare. Poate nu, fi nu. O... Nu, mon frère, că tu n-ai voie să faci poze unui om fără să-i ceri acordul. Nu știu dacă, sau mai ales la copii. N-ai voie să faci asta. Trebuie să ai acordul înscris, să te lasă să fotografiezi, dacă e să-ți iei după legea jurnalismului. Că nu-i război aici. Război în Ucraina și acolo sunt fotografi de război care au cu totul și totul altă menire și altă, nu știu cum să zic eu, alt drive. Dar tu să te duci în vamă și să stai să faci poze la toți oamenii ca să pui pe Facebook, mamă, ce dramatic, ce, mie mi se pare de căcat, nu știu. Da, închid vine. Asta e altă discuție. Da, deci hoitarii nu dispar niciodată. Și, da. Deci dacă mă scârbește ceva e asta, bă, hai să-mi fac, să adun like-uri, bă, pe suferința altor oameni. Nu pot să nu observ că emisiunea asta e foarte funny. Deci am început, mă, un frer. Păi, dar băi, dar și Dumnezeu sunt... Băi, vremurile sunt funny, măi, Gabriel. Deci pe bune. Dar nu trebuie să cu Andrei, nu vorbi nimic. Poate vreau să spună și el ceva. Păi de-aia zic. Spune, te rog frumos, Andrei, pe tine dar ce te mar? Dar poate n-am nimic de zis, mă. Dar nu te roade nimic în perioada asta? Nu te... Mă rod multe, dar nu... Astea care mă rod pe voi, pe mine mă rod altele. Dar spune ce te roade pe tine, Andrei. Apoi, niște șlapi. Șlapi. Știți aia cu boc, nu? Mergea pe plajă. Da, da, da. Gabi, tu o știi? Da, da. Ah, nu, ok, acum trebuie să zic. Nu știu, da, zic zi eu, okay? Că... Zi-o, că poate cine s-a uitat, nu știe. Emil Boc mergea pe plajă. Da, eu știu, să știi. Pot să zic ceva? Da, spune-te. Nu zic sfârșitul. Deci, dar nu da poanta, las-o așa. Deci, Emil Boc mergea pe plajă și la un moment dat a dispărut. Da. Fain, foarte, bă, bun banc, deci bă, chiar. Bă, dar nu? Andrei, acum... cam la nivelul bancului tău, să zic așa, deci nu... Dar nu, dar cum ai tensiunea, că toți ăștia care o să se uite la noi și o să se uite mulți, că așa, după atâta vreme apărăm cu un episod, punem un episod pe YouTube, o să nebunească lumea, îți dai seama. Da. Dar cum o să rămână, o să ceară toți în comentarii, bă, dar cum se termină bancul ăla? Da, da, bă. Dar nu o să spui cum se termină? O să spun probabil, dar nu acum. Nu, eu zic să nu zici. Dacă mai facem vreodată un clip, zici atunci. Deci anul viitor pregătește-te, da? Da. Știți ce m-am gândit? Să vă zic ce m-am gândit. Nu știu dacă ați văzut când s-a dus prim-ministrul României în vamă el să explice ce au făcut ei. Știți? Am văzut eu așa. Eu l-am pus pe la mine, mi-a plăcut foarte mult. Și un băiat îi bătea din gură. Am făcut împreună cu autoritățile statului. Și el așa, taci mă, n-ai făcut nimic cu n-aia, nu știu ce. Știi? Bun. Asta ați văzut. Ce mi-a plăcut mie foarte tare. Păi că la un moment dat este o femeie, știi? Este o doamnă, se vede din start că e o femeie din asta respectabilă. Eu bănesc că avea și ochelare așa și freză din aia de, știi, de gospodină. Care zice la un moment dat, da, faceți-l mă un pic să tacă pe ăla, știi? Ca să vorbească domnul prim-ministru, știi? Deci asta, da. Asta e fan. Acum, ca să înțelegeți cum funcționează creierul meu, eu m-am gândit că doamna e una dintre fanele domnului prim-ministru. Și m-am gândit la ea exact cum erau fanele lui Elvis Presley. Și mă gândeam că 20-30 de babe care stau în față și care se mișcă așa și dansează și-l aplaudă așa și aruncă cu kilot în el. Frățioare, niște kilos, dar din aia mari, imaginați-vă, știi? Kilos din aia, de femeie, serios, știi? Că, care te țin un pic și la șale, că e fric, știi? Din aia. Așa un val de kiloțăraie din aia, așa. Vai, da, dar purtați, nu? Adică nu curați. Păi, dar îți dai seama că nu-i aduce de acasă să-i scoate din pungă. Că n-ai... Dar asta zic, că... Eu asta la asta m-am gândit. Și când o zis doamna aia, bă, faceți-l mă să tac un pic pe băiatul. Dar tu crezi că...
Dar tu crezi că domnul Ciucă, domnul general, domnul Nicolae Ciucă, este un om care poate inspira fanatism? Adică crezi că atâta carismă poate avea omul ăla? Adică păi nu știu dacă că... poate, dar eu în mintea mea, când femeia era așa indignată că nu-l aude pe idolul vieții ei vorbind, știi? M-am gândit că se poate întâmpla. Bă, dar cu tancul furat ați văzut? Cu ce, mă? Cu tancul furat. Ăla de romi? Da, bă. Da. Dar mie nu se știe încă, că... Nu, e, că e confirmată, măi, adică e mai multe surse. Nu e surse. Confirmată, că ai cum să o confirme. A scris-o un băiat pe Facebook. Cum? Mă, da, stai să stabilim ceva. Numai un pic. Numai un pic, vă rog, să stabilim ceva. Zit. Eu m-am uitat la live-ul tău și aseară și alaltă seară. Ca idee, puțin îmi pasă dacă chestiile astea sunt adevărate. Sunt pur și simplu mișto. E frumoasă idee, da. Exact. Cum e și Fantoma Kievului. Da, frate, bă, incredibil. Deci aia, inițial, că tu spuneai aseară de video că au demonstrat, dar până să demonstreze cu video că e dintr-un joc, a circulat o poză. Cel puțin o zi, povestea a fost o poză. O poză pusă da, de... Da, știu. Dar eu am prins tot ăsta. A fost o poză. După aia au fost mărturiile unor oameni din... Asta, atenție, cine a pus poza? Poza a pus-o Petro Poroșenco, atenție. Am, nu știu asta. Deci nu, poza a pus-o Petro Poroșenco, fostul președinte al Ucrainei. Deci nu oricine a pus poza. Foarte tare, bă. Bă, deci ca să spunem și pentru cine nu știe, screenshot 12. Stai că o pun pe ecran un pic. Dar cred că ar trebui să o deschid pentru asta. Da. Deci pentru cine nu știe, a apărut o poză în a doua zi de război, să zicem, cu un avion. Îl vedeți, da? Se vede. Da. Bun, sper că a văzut toată lumea. O să închidem acum. Deci dacă vedeți, este un avion pe cer. Punct. Nu este nimic altceva. Și explicația a fost că eroul din acest avion a doborât 6 avioane rusești. Bă, a dat-o CNN, a dat-o toată lumea. Bă, este ceva incredibil. Deci este incredibil de bun PR-ul pe care îl face Ucraina, indiferent cine de acolo face, că îl fac cetățenii, că îl face președintele. Bă, este incredibil de bun. Da, asta, da, eu nu la poza asta mă refeream. După aia, Petro Poroșenco a pus o poză cu un pilot din carlinga unui avion și spunea, asta este Fantoma Kievului. Da, și de asemenea la chiar era Fantoma Kievului, dar n-avea legătură cu cele 7 avioane distruse. Poate așa îi se spunea lui Fantoma, știi? Na, bun. Știți că seara eu i-am zis la mână, ai cum să distrugi 6 avioane, te tot dai jos din avion și ieși în pensie. Deci în armată acum, dacă ești pilot de vânătoare și intri într-un război, ai doborât 6 avioane, deci în secunda aia nu mai faci nimic, pleci, te duci, te desparți de lupta respectivă și te duci într-o insulă cu avion cu tot. Și statul respectiv îți trimite bani în fiecare lună. Da. Nu mai trebuie să faci nimic. Deci nu mai... Și femei. Deci îți trimite, deci asta trimite a fost și un avion cu două femei. Deci asta e. Asta a fost o chestie genială. O chestie genială asta cu Fantoma de la Kiev. Bă, mi se pare genial. Deci pe războiul media e o altă genial. Chestie genială a fost clipul cu soldatul ucrainian care își moaie gloanțele în untură de porc. Am văzut-o acum, ca da. Ca să omoare ceceni, bă. Și le spune la aia, bă, de la noi nu o să ajungeți în paradis, mă, că am dat gloanțele cu untură. Bă, e genial, deși ne gândește da. Chestiile astea și sunt cu că... Nu e un gândi... mastermind în spate. Nu e o strategie, că nu cred că e timp de strategie de media. Acum. Este sigur o strategie, dar la care lumea achiesează cu propriile lor. Dar mă, dar noi avem și noi asta, mă. Mon frer, când au venit otomanii, pe vremea lui Dragnea, și o zici că își fac biserica lor, cum îi zice la biserica lor. Da, mă, știu, s-a dus la așa, dat porc. În București. S-a dus în a venit porc. Un bărbat și tătă îngropa porci pe acolo, mă, nu știți. Era un băiat, a cumpărat porci și îngropa pe acolo, pe teren, ca să nu-și facă aia biserica. Da. Dar eu altceva vreau să spun. Clar este o strategie la nivel de stat, pentru că apelul la Crucea Roșie să vină să ia morților și lor... E făcut de stat. Da. Și este un trolling genial. Dar stai, au făcut site. Site. Aici poți să aiceți numere. Haideți să vă vedeți dacă sunt aici copiii voștri. Da. Bă, asta este genial și este o campanie. Trebuie să fii de acord că e o campanie. Da. Deci pe PR rușii acum, ucrainienii pe PR, au fost Dumnezeu de bun. Și pe lângă campania lor oficială de stat care face chestiile astea, sunt convins că și cetățenii contribuie foarte mult. Bă, l-ați văzut pe ăla cum s-a oprit lângă tank oprit și a zis: bă, băieți, vreți să vă trag înapoi în Rusia? Deci n-ai cum așa ceva, adică bă, baba aia mă care s-a dus la soldatul rus și i-a spus, bă, ține semințele astea în buzunar să crească ceva din tine. Dar stai să zic ceva, este o explicație aici. Rușii nu vor să omoare civili.
Pentru că dacă omoară civili, ei nu mai au nicio șansă să cucerească țara asta. Că ei asta au vrut. Ei au vrut să intre în Rusia, o lumea să-i întâmpine cu stegulețe, să schimbe guvernul și să plece acasă. Așa cum au făcut în toate țările din jur, inclusiv în Crimea. Da. Ei nu vor să omoare civili. Ideea e că ucrainienii au fost între primii care s-au prins de vrăjala asta. Și îi doare în pix. Ai văzut că se pun în fața tancurilor, n-au niciun stres. În afară de asta, nu poți să-ți permiți acum să faci un căcat live. Că nu ai cum, că toată lumea filmează, nu știu dacă v-ați uitat. Da, ăla da, s-a da, pus da, în da. Fața tancului și erau 30 care filmau. Deci ăia se rugau, mamă, de să-l calci. Da. Deci dezavantajul cel mai mare al... Și bă, și soldații, nu știu dacă ați văzut, când ieșeau din tanc, se uitau dacă filmează cineva că ea, când a ieșit din tanc, că și să-l bată. Deci aia zis, mamă, că-l rupă ăla când a ieșit și-a văzut cameră, zice, ei, n-are. Deci bă, cea mai puternic, simplu și el, nu? Cea mai puternică armă în războiul ăsta e telefonul. Da. Da, 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 camera, deci aia spun. Toată lumea filmează, nu știu dacă ați văzut. Deci tot orice se întâmplă, filmează. Și orice se întâmplă cu un civil... Că toată șmecherica a început când a călcat jegosul ăla ordinarul, mizeria aia, jegosul ăla de criminal, când l-a călcat pe băiatul ăla cu tancul, mă. Nu știu dacă ați văzut filmare. Am văzut. No. Deci ăla se vede clar că a vrut să-l filmeze. No. În momentul ăla, când bă, imaginea aia a apărut pe toate site-urile de știri peste tot, cred că o statie și-a zis, bă, mai faceți voi vrăjoala asta așa. Mai pe întuneric, mai pe la colț, că ne filmează ăștia. Vă garantez că asta sunt. Și civilii ucrainieni s-au prins, mă. Și profită, dacă vă uitați, ei profită, ei doar în curs, ei că nu poate să-i împuși, ei că nu poate să ne facă nimic. Pur și simplu, nu, deci nu interesează, că până acum fugeau, s-ascundeau. Nu. Acum să duc să pun în fața ta, la calcă-mă, că n-ai ce să-i faci, că nu poți să-l calci. Că ești criminal de război, te caută, te judecă și bagă în pușcărie direct. Nu mai gata, hai că semn la război, că ăla n-are nicio armă. Că dacă ar avea armă, bă, e justificat, e război, asta este. Dar ăla n-are nimic, e civil și conform drepturilor omului vrăjoală ce mai e pe aici, te bagă în pușcărie dacă îl calci. Corect. Iată, s-a schimbat războiul, mon frere. Da. În orice caz, la nivel de PR sunt da. Incredibil de bun și nativ și ca strategie. Bă, incredibil de bun. Eu nu vă spun, eu nu am convingerea că povestea cu insula Șerpilor e adevărată. Mai ales că astăzi s-a zvonit că de nu fapt aia 13, ci că n-ar fi murit, ci că da. I-a dat jos la Sevastopol. Dar nu dacă nu este... Poate fi și intoxicație rusă. Unde este? Poate fi orice, da. Unde da, da, bă, da, tot, pe, din toate asta rămâne cu go fuck yourself. Da, da, exact e? Asta voiam să spun. Din toate astea, indiferent că povestea e reală sau nu, bă, rămâi cu asta, mă, cum ăla înjura nava. Deci mi se pare genial. Russian ship, go fuck yourself. Da. Ce mai vrei? Eu zis, du-te în aia mea, nu eu zis go fuck yourself. Adică, că rușii, ucrainii vorbesc ca și noi. Adică, organul masculin e prezent în vorbire. E ca la noi. Nu au nicio treabă. Am văzut azi o filmare cu un băiat care filma o stradă, zice el, că din Ucraina plină cu tancuri cecene, dar parcă poți să știi ce-s imaginile alea, că nu știi, dar nu contează. Bă, nu știu exact ce spunea acolo, că spunea că e incredibil cum până numai 500 de metri atâtea coșmerii dărâmate, ceva de genul ăsta, dar vreau să vă spun că la fiecare două cuvinte era un blea, care blea e o semi-înjurătură, să zic așa. Da. Știi? Și blea, 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 așa nu așa vorbea. Mă gândeam, uite-mă ce urât vorbește omul ăsta. Da. Pe mine ce mă miră foarte tare, adică nu mă miră atât de tare, că am niște explicații, dar ce m-a mirat într-o primă fază este că, bă, totuși a trimis ce a avut mai prost în armata aia a trimis. Da. Deci parcă o trimis, parcă o jucă cu rezervele. Dar să înțelegeți, bă, eu vă spun, ei nu s-au așteptat la război, mă. Ei nu s-au așteptat. Putin a crezut că el intră în Ucraina. Oamenii să-l primească cu stegulețe, mai de frică, mai de iubire. Ei o să ajungă în Kiev, o să-l prindă pe Zelenski, da? O să-l bage în pușcărie pe undeva și gata. Eu sunt de acord că nu s-a așteptat. Chiar nu s-a așteptat. Dar oricum, bun. Și a doua zi, de ce n-a trimis armata reală? Păi ce s-a, să facă? A treia zi, suntem în a patra zi și tot așa tot cu... Da. Și tot ce cu... să facă cu armata reală? Să-i... Bata armata ucraineană. Păi, dar care e scopul? Nu-i scopul lui să cucerească țara, adică un pic, tot păi, cu un conserve. Să înțelegeți. El a ieșuat din start. El, acum nu mai poate să dă înapoi. Dacă trimite mai mulți oameni și începe să omoare mai mulți oameni, pentru el e rău. Dacă se retrage, pentru el e rău. Singura lui, cum să vă zic eu, șansă e să meargă în continuare și să o ducă așa cum e. Aduce trupe în continuare, nu le duce pe tăte. Păi bun, cred că pe aia care e mai area, cred că e mai de căcat. Deci bine, trupele alea bune. El are tehnică militară, adică nu asta e armata rusă pe care o vedem acum exact, în Ucraina. Exact, exact. Ok. Nu e nici cea mai proastă variantă a armatei ruse, că au tunuri, au tancuri, au elicoptere, au avioane, au tot ce le trebuie. Adică nu sunt
frățioare cu venit cu armamentul din sezonul trecut, din 44. Nu? Să știi că unele tancuri nu din 44, dar din 65. Dar de unde deci, știi, Răzvan? Bă, am citit un articol în care făceau comparații între tancurile pe care au venit acum și tancurile de după al doilea război mondial. Adică stai puțin. Comparațiile astea s-au făcut pe baza unor poze care au venit din Ucraina. Și da, chiar și așa. Pe ce, sunt, pe ce vorbim? Păi tu știi când au fost făcute pozele alea? Nu știu, corect. Asta spun că acolo e o campanie de propagandă foarte șmecher. Dar sunt tancuri din anii 70 care au fost revăcute, ca să nu le arunce la gunoi, le pune motoare noi, le pune armament nou și îs aproape ca și un tank modern. A, nu cred că este programul Rabla la tancuri. Sau o fi, poate. Păi nu, dar mon frère, un tank e $500,000 minim. Adică nu l-arunci așa la gunoi, zici, bă, mon frère, hai că fac, nu vezi că americanii vând avioane, noi avem avioane, care americanii le foloseau cu 30 de ani. Bineînțeles, recondiționat, îi pune un motor nou, mai pune o vrăjală, mai pune un ecran, îi pune breloc din ăla fain la cheie cu bec, știi, cu LED, și la revedere, ți-l vinde. Dai $30,000,000 pe el. Aia zic, n-arunci tancul, că tancul e 500,000, mon frère. Te încercam eu să spun, Răzvan, este asta, au circulat poze cu camioane rusești și tancuri rusești cu tehnologie de anii 70 pe ele, doar că nu știi când au fost și unde au fost făcute pozele alea. Lumea le-a dat, spunând astea, sunt acum în Ucraina, dar nu știi. Corect. Și dacă vă uitați, camioanele și au jipulețele alea rușii pe care le mai le pocnesc ucrainenii la greu, știi? De tot arată pe drum, mai oprit, așa ca niște jipulețe, așa ca niște aro, cum ar veni. Uh-huh. Alea sunt relativ moderne, au geamuri antiglonță, deci fițoase, deci sunt chiar drăguțe. Nu mă gândesc eu că a venit Putin cu... Că iar nu cred că are armament vechi în armată, că ăștia de 60 ani tot produc arme, că nu fac altceva rușii. Deci rușii toți banii care îi fac, eu băgat în arme. Au și la flotă și la avioane. Gândiți-vă ce avioane au rușii, adică nu sunt chiar ciuriburii. Deci nu au venit ei chiar așa degeaba. Nu au venit cu să li se strice tancurile în drum, cum au pățit la demonstrație. Știți când au pățit de 23 august al lor, nu știu ce au și cea sărbătoare din asta, nu știu, inventată de Stalin. Când au învins poporul asupritor german. Auzi, bă, că au distrus Antonov ăla, bă, Gabi. Ha? Au distrus Antonov ăla, cel mai mare din lume. Da, știu, aia s-o afla deja, o ars în hangar. Eu n-am ce, acum am văzut, îmi pare. Da, scăpase în prima tură și după aia s-o aprins hangarul și o ars cu tătul. Păcat. Ghinion asta este. Un nou motiv să-i urâm, că era drăguț avionul. Bun, era... hai să terminăm cu discuția. O zis Putin, domnule, avem un tank, cel mai mare tank, cel mai bun, cel mai rapid, cel mai performant. Tu a dus două bucăți, că două aveau și amândouă s-au stricat în drum. Și le-au dus la paradă trase cu cablu, că așa să mai fac cu ele. Să ne întoarcem un pic la știrea cu romii cetățeni. Eu atâta numai un singur lucru ați vă zic. Da. Cel mai ușurel tank în al doilea război mondial, așa, avea vreo 50 de tone. Așa. Nu știu dacă... Și că nu știu dacă... Apoi acum atât de rând, dar nu te gândești că l-o dezmembrat. Da, aia zic, n-ai cum să furi un tank, mă frate. Deci, decât dacă tankul merge, te urci în el și pleci. Eu aș vrea să fac o paranteză, dacă îmi dai voie un pic. La Brăila, în anii 90, în două nopți, s-a furat un vapor maritim de pe Dunăre. Nu te mint cu nimic, în două nopți. Cu căruțele l-au cărat. Deci, efectiv, au venit în port... și l-au dezmembrat bucată cu bucată în două nopți. Bă, bucată cu bucată n-a rămas vaporul, înțelegi? Să definim vapor, zic. Nu era o bărcuță, Gabi, era vapor, că la Brăila Dunărea e maritimă. Adică, mă rog, e navigabilă de vase maritime. Era un vas de marfă pe care l-au dezmembrat în două nopți cu căruțele. Deci veneau cu căruțele dintr-un cartier al Brăilei, Lacul Dulce, până în port. Eu n-am asistat la scenă efectiv, dar să vorbea în oraș, da. Ci că veneau câte 100 de căruțe, mă. Okay. Tot cu locuitori. Ok. Deci, evident. E plin în Ucraina de bucăți de fier acum. De ce te-ai apucat să demontezi un tank? Că, iar vă zic, ca să demontezi un tank, îți scule? Că ăla nu-i făcut din tablă. Dar nu știu, din tu vrei să spui că un rom, un cetățean de etnie romă, n-ar fi stare să se urce într-un tank și să-l conducă? Sau cum? Adică? Aia zic, e singura variantă. Dar nu văd de ce ar exista un tank care poate fi condus, are combustibil, poate fi pornit, pe marginea drumului. Că aici, s-a dacă vin ucrainienii... S-a dus să pișe, mă. O să-l duc să pișe.
A, nici tu n-ai văzut tank niciodată pe interior. Sunt mai mulți oameni, mon frere, în interior. Că nu-i da, ca și da, cum da, se oprește și șoferul să dă jos. Nu-i ca și ruta, care, nu-i ca și autobuzul care merge până... Dar poate s-a oprit la o ciorbă, mă. Toți. Da, păi de era foame. S-au poate o luat cheile din contact, mă. Păi, l-au furat și cheile. Te gândești, te gândești sau poate, poate l-a plecat din fire. Dar ce mai cu chei? Pornești ca o mașină, pâc-pâc face, pâc-pâc când îi dai drumul. Nu cred că are chei, dar ar putea să aibă cod. De obicei, astea mai noi au un cod. Bă, ar fi tare să aibă cheie ca la mașină. Deci ar fi super tare. Și când ai cu spatele să facă calea de căra marfă. Genial ar fi. Da. Bă. Ciudate vremuri trăim. Să moară Bibi, nu... Da, eu vă repet, eu sunt într-o stare de optimist continuu de când văd ce se întâmplă în Rusia. Mie mi se pare că e palma pe care istoria treia să o dea odată și odată Imperiului Rus. Deci mi se pare, bă, nu știu cum să vă spun, mi se pare umilința supremă. Deci mi se pare ceva ce trebuie să se întâmple de foarte mult timp și cumva n-am avut niciodată puterea noi cetățenii de pe planeta asta să facem lucrul ăsta. Am să asta fiu de acord 100% cu ce spui tu când se termină. A, nu, nu, nu. Deci, și dacă, bă, iar zic, și dacă iau bătaie ucrainienii, numai umilința pe care o ce-au făcut ăsta 4 zile, o meritat tot efortul, jur, jur. Bă, ucrainienii, da, eu mă gândesc că omul e nebun. E nebun, sigur, asta nu are rost poveste. Și mă bazez foarte mult pe oamenii din jurul lui să-l oprească în caz cu iarăși. Toată planeta se bazează pe oamenii din jurul lui, toată lumea și de-aia și impun restricțiile astea. În speranța că cineva la un moment dat o zică, bă, Vladimir, lasă-ne un pic, că ea, vezi că e aglomerația, hai, stai un pic, du-te un pic, două, trei luni, stai deoparte, vedem noi ceva, nu-și mai înapoi, că n-are, nu, știi? Aia mă gândesc că sunt în. Dar problema e că în jurul lui sunt oamenii care trăiesc datorită lui. Aici e discuția. Da, acum nu ne referim la oligarhi, ci ne referim la general. Că la orice. Ăia trebuie să ia la decizia, tot. Că nu credem că apasă. Și generalii lui, miliardar, datorită lui. Dacă pică el, pică și ei. Da, dar poate generalii lui se gândesc, bă, hai să punem altul care să ne mențină miliardari. Asta ar fi singura soluție, să găsească alt băiat care să-i mențină pe ei în viață. Ceea ce iarăși vă spun că nu cred că o să se întâmple, că dacă se întâmplă alegeri în Rusia și vine un alt președinte, să schimbe puțin lucrurile. Cine știe, dar este singura noastră șansă, pentru că omul este suficient de nebun să dea drumul la bombe, adică pe bune, îl văd în stare. Ar putea să trimită o armată mai mare, ar putea să trimită 1.000.000 de soldați, adică nu e problemă. Ar putea să trimită armata aia dură a lor, nu copiii, că ai văzut că majoritatea celor pe care au prins ucrainienii sunt niște copii. N-are, adică nu știu ce să zic, eu nu cred că are chiar o armată așa pe care o păstrat-o pentru el câteva sute de mii de oameni, știi? Cred că totuși are niște veterani pe care nu i-a băgat acolo. Nu contest asta, deci nu contest asta. Da, știi copii nebani născuți în 2002 și trimiși pe... Andrei, al doilea război mondial, piloții aveau 19 ani. Păi da, dar el are și o armată profesionistă, asta încerc să spun. Eu sigur? Înțeleg, dar în război trimiți copiii cei mai tineri, că ăia sunt cei mai ușor de controlat și cea mai ieftină, cum să vă zic eu, variantă. De unde și expresia carne de tun. Bă, dar am observat ceva, fiți atenți. Eu când vorbesc, eu nu apar în prim plan, adică eu tot acolo mic rămân. Dar dă-ți Andrei... un click pe mic. Ce? A, e chestie de setări, da. E o setare, te duci în sus dreapta și când duci cu mouse-ul în colțul din dreapta sus, se apare view. Da. Eu m-am pus pe mine mare pe ecran și voi sunteți lateral aici. Dacă dai la galerie, o să-i vezi pe toți egali. Dacă dai la speaker, o să vezi cine vorbește. Am crezut că nu știam care e faza. Am crezut că vrei să mă țineți acolo de-a pula, mi-e fiind mic. Ba, asta am și făcut. Păi nici n-ai sunet, tu nu te auzi. Eu tăiat, Andrei, ce a zis. Da, nu. Tu ai impresia că vorbim, dar feed-ul tău e tăiat. Deci asta la public o să pară o discuție între mine și Gabi. Tu n-apare. Da, și când vorbești tu, Răzvan, când răzvei, apare un punțuleț panda. Da. Mi se pare că am participat și eu și ați reacționat la ce am zis, nu? Păi, noi da, dar lumea nu te vede. Ok. Păi nu, așa. Deci când vorbești tu, e un urs panda care face așa. Vreți să spuneți că acum chiar puteam să fiu gol și nu am profitat? Nu te-ai lăsat. Puteai, dar singur. A, e obsesia asta în continuare. Da, bineînțeles. Puteai să fii dezblocat, dar și singur. Da, corect. Da, bun. Da, deci, nu știu unde, cum și unde se va termina, dar eu cred că acum nu vreau să fiu, nu vreau să par
cam lipsă de respect pentru oamenii mai în vârstă. Dar eu cred că după o vârstă n-ar mai trebui să poți să deții, să lucrezi în serviciu public. Bă, ai 65 de ani, mulțumim, mulțumim, dar nu mai poți să candidezi la nimic. Greșești aici. Păcate, greșești. Bă, eu nu cred. Bă, eu nu cred că mai poți să fii suficient. Vezi, aici ai problema, că oamenii în vârstă au experiență și în afară de experiență... Dar până la cât? Până la 100 de ani. Uite-te că asta e și semne de senilitate la dementul ăsta. Ok, dar nu poți judeca 7 miliarde de oameni pe planetă că Putin e nebun. Ok, ți se pare că Biden e mai... Da. Da, mi se pare că e mult. E mai lucid? Da. Bă, mi se pare acum, eu nu sunt un expert în politică internațională, dar mie mi se pare că Biden a jucat foarte bine meciul ăsta. Da. Foarte bine. Oricum, iarăși vă mai zic, că nu sunt meritul lor aici, știți că am mai avut bună discuția asta. Sunt oamenii, sunt echipele din spatele lor care îi ajută, îi sfătuiesc, îi da. Nu-i, mamă, când citește unul un discurs, să pișe tăți pe el. Nu a scris el discursul ăla. Sunt echipe de oameni care fac asta. Nu asta vorbim aici. Vârsta îți aduce experiența și înțelepciunea să iei deciziile care trebuie luate. Asta voiam să spun, înțelepciunea și să mai duce ești, ceva. Eu știi ce mai aprins, mai faci o prostie. Eu n-am spus că ok să ăsta, dar eu am spus că poate după vârstă n-ar trebui să mai poți să... Vârsta îți aduce experiență, înțelepciune și să mai aduce ceva. Relațiile cu alți oameni. De acord. Pentru că tu când ești președinte, sau mă rog, nu președinte, când tu ești în vârful politicii americane de 20 de ani, să spunem, da? Tu ai niște relații cu partenerii tăi chinezi, nu neapărat cu președintele lor, dar cu ăia, vorba lui Gabi, din echipă. Tu lucrezi cu ăia, te-ai mai întâlnit cu ăia, ați discutat, ați stat la un șpriț într-o seară. Pă când tu ai 30 de ani și n-ai ieșit, acum ești prima oară în lume, băieții ăia nu te știu, nu știu dacă să aibă încredere în tine sau nu. Eu spuneam doar că dacă ești președintele unei puteri nucleare, contează dacă ai 50 sau 80 de ani. Eu nu cred. Eu cred că mai bine ai 80 de ani. Eu cred că la 80 de ani ești mai puțin hotărât să omori lumea și la 80 de ani nu e genul de, cum să zic eu, nu e genul de om care să ia acțiune, să facă acțiunile impulsiv. Știi? Adică mai stă, mai vorbești și cu unul altul, mai povestesc, se mai întâmplă, mai ceri sfaturi. La 30 de ani zici, da, așa trebuie făcut, așa e bine. Și dai o bombă. Exact, și eu de acord cu asta. Aici ai, mă frate. Asta un la mână. Doi la mână? Nu cred că trebuie să ne facem probleme, că nu e ca și cum Putin ar avea un buton la el și el poate să apese când vrea el pe butonul ăla. Categoric. Înțelegeți? E un chain of command acolo. Sunt și oameni care mai au decizii pe lângă el. Trebuie, nu e decizia pur și simplu mâna lui Putin. Ești 100% sigur? Da, 100%. Și ești 100% sigur că oamenii nu-l ascultă dacă el zice faceți asta? Dar n-au cum să, adică... Intervine mecanismul din câte știu eu, că am vorbit și aseara asta. Mecanismul din câte știu eu, hai să te întreb, și la americani. Mai exact. Ești sigur că ăia n-au aceeași viziune și dorințe ca el? A, bine, asta nu poți fi sigur niciodată. Aia zic. Da, poți fi sigur că intervine instinctul de autoconservare. No, când el apasă butonul, nu înseamnă că se declanșează. Ok, zi. Băieții care îs, că vă repet, sistemul e același și la americani și la ruși, tocmai ca să nu existe posibilitatea ca într-o zi un cretin să facă vreo prostie. Băieții aia care mai iau deciziile acolo sunt în general niște oameni care dau niște examene psihologice foarte șmechere ca să se sigure cineva că nu o iau razna. Și care au jobul ăsta pe o perioadă destul de scurt, am înțeles, tocmai ca să nu-i mănânce uzura. Înțelegeți ce vă zic aici? Adică să nu cumva greutatea misiunii astea, la un moment dat să-i facă să nebunească. Și băieții ăia sunt cei care iau decizia. Președintele nu mă apasă pe buton. Ăia setează, ăia pun, ăia fac și dacă ăla zice ok, apasă domn președinte, la revedere. Înțelegeți? Nu știți că era vrăjala aia, că propusese la un moment dat un general american, a zis, bă, fiți atenți. Luăm un voluntar, un om care nu se teme să moară și ăla stă totdeauna cu președintele american. Și președintele american poate să lanseze o bombă nucleară numai dacă îl împușcă pe ăla în cap. Înțelegi ce vă zic aici? Deci, bă, gata, avem cu rușii, trebuie să dăm o bombă nucleară. Ok, ia pistolul, împușcă-l pe ăla. Dacă îl împușcă, dăm drumul la bombă. Dacă președintele american e așa decis încât să ia viața unui om cu mâna lui, să vadă sânge, creier pe păreți, treburi din astea, apeși pe butonul de la bombă. Și nu o să întâmple niciodată asta, că un președinte nu o să omoare niciodată un om. Adică, zic, înțelegeți de exact ăsta e sistemul. Eu cred că Putin ar face-o. Da, ubi, ok. Vorbim de un președinte american, zic. În afară de Trump. Trump l-ar bate cu caloriferul. Trump l-ar omorî cu un picior de scaun. Bă, nu știu dacă Trump ar putea să împuște un om uitându-se la un ochi lui. Nu cred că... Că trebuie o anume construcție mentală pe care nu cred că o are. Ba, da, ei zice, îți dau $1 miliard.
îl omoară cu piciorul de la scaun. Nu, dar ce ziceam este, apropo de chain of command, chiar dacă el apasă butonul, mizez pe faptul că în chain-ul ăla de command, până să ajungă chiar să decoleze racheta, sunt niște oameni la care o să intervină instinctul de supraviețuire, știi? Adică, no. Bă... Nu, no. Aia nu. Că aia nu discută și aia nu? Nu, ceilalți nu știu despre ce e vorba, aia spun și simplu niște militari, aia știu că trebuie să facă un job, au o procedură, trebuie să urmeze, aia nu mai stau să gândească. Bă, nu știu. Uite-te, în al doilea nici nu știu ce se întâmplă. Dați-mi voie să intervin un pic. Instinctul lor de conservare se va activa mult mai tare la gândul că vor fi executați pe loc dacă nu respectă ordinul. Bineînțeles, păi te împușcă cap și pune pe altceva în locul exact. Tău. Nu știu cine stă la poveștie. În al doilea război mondial, Hitler a luminat tot Parisul și a dat ordinul să fie distrus efectiv Parisul. Dar nu se compară, mă frate. Și nu a fost respectat acel ordin. Nu, nu se compară. Armata germană era în retragere, pierdeau războiul, ăla știau okay. Că se pierde războiul și ăla nu să rămână. Cineva a zis nu. Nu, a fost un general care a rămas celebru și exact asta a zis, că el nu vrea să rămână în istorie ca omul care a distrus Parisul. Care a distrus Parisul, corect. Ok, nici nu putea dinamitată Parisul și asta e o legendă. Erau numai niște catedrale și niște poduri, deci nu era okay. Tot Parisul. Okay. Era tot Parisul, da. Ok, și iarăși îți spun, aia a fost o cu totul și tot o altă discuție. Ei pierdeau războiul, ăla și-a dat seama că e un gest inutil. Că dacă era cu 5 ani înainte când a intrat în Paris și venea Hitler și a dinamitat Parisul, pișa pe el. Că erau pe val oamenii, știau că să câștige războiul, erau șmecheri, era cea mai puternică armată din lume, nu aveau stres. După aia s-a gândit el un pic când a văzut că pierd, a zis, bă, pierdem, hai să nu ne facem chiar de căcat. Ce o să zic oamenii ăștia? Înțelegi? E o situație total diferită. Eu zic că umanitatea funcționează în modul interesant. Înțeleg, există și factorul uman pe care trebuie să-l iei în calcul de fiecare dată, dar adică... e sigur că ăia care îi pun în funcții pe băieții aia de la butoane, și ăia s-au gândit că există factorul uman și aleg oameni care n-au problema asta cu factorul uman. Care știi? N-au factorul uman, au numai poștal, știi? Da. Înțelegi? Deci pur și simplu nu au. Că așa îi angajează. Le dă niște teste din alea, îi pune să omoare o pisică, ceva, nu știu. Ceva din astea. Și vede că n-au oameni. Că sunt foarte mulți oameni care n-au niciun fel de regrete din astea. Da, se numesc psihopați. Nu neapărat. De fapt că se numesc sociopați, dacă îmi dai voie. Nu neapărat. Ce ei sunt soldați care omoară fără nicio problemă un om, deci îl pui în pistolul în cap și îl împușcă și nu poate tăia o găină, că n-ar vrea să ia viață. Înțelegeți? Da. Ei se pare ceva normal, om frere, asta e meseria mea. Există soldați profesioniști care literalmente trăiesc din a ucide oameni, adică bineînțeles. Pe aia nu sunt niște criminali neapărat. Bineînțeles. El se duce acasă, are copii, are familie, exact. Merge cu și copilul la grădiniță. Și vorba lui găina. Da. Primilă. Dar e soldat, e meseria lui, e antrenat. Exact asta vă spun dușman, și eu. Crede în ideea de dușman mult mai tare decât noi și știe că dacă nu-l omoară pe ăla, o să moară el. Și asta este. Dar nu, vorba lui Gabi, da. Îmi place asta. Nu o să taie găina, că e milă de ea. Da. Și nu vede rostul să o taie, înțelegi? Exact. Dacă n-are care altfel, dacă îl trimiți în Afganistan, ți-au omorât 20 de inși într-o seară. Și fiți sigur că exact așa există niște băieți care pot lansa niște rachete nucleare fără niciun fel de stres. Deci numai cumva, nu știu. Chiar știind că asta însemna exterminarea familiilor lor, sau poate n-au familii, nu știu. Bă, dar de ce înseamnă exterminarea familiilor lor? De ce crezi asta? Ce, aia care au lansat bombele de la Nagasaki și Hiroshima, le-au omorât cineva familiile? Păi nu, dar acum în contextul de azi, suntem conștienți că dacă lansează Rusia o rachetă, nu e prima care se va lansa, nu? Bun, va și de unde știi că lor ăla nu îi se spune, ia, am fost atacat nuclear de Rusia, trebuie să retaliem. Dau un exemplu. Nu există, bă. Iar mată, mă, nu întreabă nimeni pe nimeni. Fă și gata. Nu faci ce împușcă exact, în cap. Exact, nu. Și ideea că îl împușcă în cap în secunda a doi, dacă nu face, va fi mult mai puternică decât bineînțeles, orice. Bineînțeles, mă. Mai trăiesc o jumătate de oră. Că e pericolul imediat, știi? Bineînțeles. Bă, dacă nu apăsă, ăla de lângă mine mă împușcă în cap. Pe când asta cu familia, că mai vedem noi mâine. Și iarăși vă spun, armata te depersonalizează, mă. Armata te face, credeți-mă, după 20-30 de ani de armată, dacă treci un general pe lângă tine și zice culcat, tu te pui la pământ, nu știi ce te gândești, ce zici, ce au făcut, ce-o înțeleg. Bă, pur și simplu scoate factorul uman din tine. Da, asta ai spus și aseară, eu nu sunt total de acord cu tine. Bă, eu îți spun asta că știu, iarăși zic, eu cunosc oameni care au stat în armată 20 de ani și ei ne povesteau și au zis, bă, noi când zice ăla, mergeți înainte, nu mai judeci, că noi suntem raționali. Bă, stai un pic, mă împușcă ăla, ia glonțea, n-au treabă. Deci el e obișnuit să asculte ce îi spune superiorul lui. Deci nu mai știu, deci pur și simplu. El și-a încetat creierul lui, a încetat să mai încerce să conteste. Înțelegi ce zic? Da. Îi zice, du-te înainte, suce înainte. Nu, eu nu cunosc, mai adică am niște prieteni care unul e
pensionar din armată, ca să zic așa, deci a trăit o viață în armată și nu e deloc așa. El. Poate sunt excepții. Bine, nici n-a fost soldat toată viața. A avansat, a fost, a avut funcții de conducere, a avut funcții de comandă, a avut... nu e, el nu e așa cel puțin și nu, mai știu unul altul de prin armată. Am un prieten bun de tot care este acum în corpul ofițerilor NATO. E brăilean de-al nostru, ca să zic așa. Apropo, trebuie să vă spun o fază. Noi avem un grup de brăileni unde, după cum ușor vă puteți da seama, suntem mai mulți brăileni, toți din Brăila. Știi? Și discutam de faza asta cu țiganii care au furat tancul. Și au început cu replici de alea de le auzeam noi în liceu. Și că băieți, de ce ai făcut tancurile astea? Sau atunci că dă și mie tancul să-ți arăt o schemă. Sau altul. Auziți, ia veniți un pic. N-aveți un foc? La Brăila, când eram eu în liceu, dacă mergeai seara pe stradă și auzeai, auzi, asta e un pic. Era clar că urma să fii jefuit. Deci da, nu exista nicio îndoială, știi? Serios? Da, deci dacă auzeai o voce... Asta sau cât băiatul, băiatul cât e ceas. Asta sau... auzi cu metri, n-ai un foc? Deci asta știai că în momentul ăla urmează să fii jefuit? Bă, asta era. Era un dat al sorții, nu... Știi? Deci mergeai pe stradă, auzi, asta e un pic. În momentul ăla știi că... Trebuie să predai echipamentul. Da. Da. Și am încercat să-mi imaginez scena asta cu țiganii ucrainieni spărgând semințe. Auzi, băiatul, dai un pic tancul să-ți arăt ceva. Băiatul, băiatul, dai o tură. Da. Dă un pic să-ți arăt o șmecherie. Da. Bă, v-aș lăsa două minute singur, vă descurcați să vorbiți un pic între voi? Da. Ce ai, bă, ce tot iar, bă, deci, bă, deci facem și una emisiune după un an și pleci, mă. Păi tocmai aș vrea să marchez momentul pe care, dar mă întorc. Bine, Andrei, predă-te. A fost una din super specialele mele. Mai țineți minte episodul ăla care m-a sunat o prietenă și am plecat și n-am mai venit? Nu e cazul acum, mă întorc în două minute. Bine, ok. Dar să nu lăsați o tăcere ca să mai... Nu, deci crede-ne că o să stăm așa, să ne uităm unul la altul. Adică îți dai seama. Ar fi drăguț să vă uitați unul în ochii altuia, așa știi. Gabi? Da, șerif. Gabi. Cum e mai acolo? Am început la voi, am început să apară refugiați. Da, da, sunt destul de mulți. Acum în zona Baia Mare nu prea sunt, că n-au ce să fac aici. Dar în Sighet sunt foarte mulți. Și noi, Ramona, au cumpărat astăzi niște chestii. Am dus la mai mulți băieți din ăștia care strâng și le-au dus la Sighet. Am vrut și eu să mă apuc să strâng, numai că am trimis un prieten acolo, am un prieten care face voluntariat și eu zic că n-are rost, că deja sunt prea mult și prea multă mâncare. Din păcate, iarăși e o debandată din asta, dar n-avem ce face, vezi, pentru că noi n-avem nici cultura să apelăm la ONG-uri. N-avem nici ONG-uri care să aibă un pic de background, un pic de, nu știu cum să zic eu, de meciuri în picioare, cum ar veni. Da, ce înseamnă să intervii într-o situație din asta? Da, ce întreabă, ce înseamnă, ce trebuie să faci, cum trebuie să faci, ce trebuie să cumperi, ce trebuie să faci și așa. Și, da, vezi, statul nu face nimic, asta știm. Da, da, este pe mine, nu că m-a șocat, dar plăcut surprins de cum se mobiliza lumea, extraordinar. Deci, pe bune, acum, din nou, pe fondul unui stat impotent și incompetent și cu tot ce vrei tu, bă, o dat românii o lecție de umanitate incredibilă, de jos pălărie, Și se duce jegul ăla, mă, care, n-ar trebui să spune, scrie niciunde, mă, că noi, țara asta, e condusă de un militar. Bă, un militar. Care în situații din astea ar trebui să zbârnâie, mă. Domnul general Ciucă, mă. Îl ne conduce domnul general Ciucă. Băi, bă, s-a dus acolo, mă, la o milită aia, mă. Și pe bună dreptate la o milită. A, bun, a fost un accident, că a fost un băiat mai... Dar nu a fost un accident. Dar vorba ta, că am văzut că ai comentat pe internet, pe Facebook, nu știu, chiar la postarea ta cu clipul cu Ciucă la Vama Siret. Bă, așa ar trebui tratați, mă. Da, când i-ai prins, așa trebuie tratați. Da. Să le bați obrazul. Bă, ce ați făcut, mă?
Și le-au zis să la bine, bă, noi am fost primii aici, mă, voi trebuia să fiți primii mei, să ridicați, să faceți, să... Păi nu, au zis, voi ați pus două garduri și tribecuri și da. Vii acum să-i lauzi că instituțiile statului, instituțiile statului nu au făcut nimic. Da. Da. Nu știu dacă ați observat, am revenit. Hai. A fost foarte tare aia cu, am închis spațiul aerian doar ieri, doar sâmbătă am închis spațiul aerian pentru avioanele rusești. Că... Aș vrea să-ți spun ceva. Zi. Nu sunt 100% convins că aceste decizii se iau integral la nivel de guvern României. S-ar putea, astea, nu știu. Astea s-au luat la nivel de guvern. Acum s-a dat interdicție pe toată Europa. Deci până acum Uniunea Europeană n-a zis nimic. Și singurii care nu închiseseră eram noi. Erau românii, francezii și spanioli. Românii au închis între timp și acum UE au zis gata, da, ok, mă frate, toată lumea. Spre deosebire de francezi și spanioli, noi suntem chiar aici, știi? Adică trebuia să fim printre primii care să închidem spațiul. Dar tocmai asta cred că aici, stați să vă zic ceva, aici s-ar putea să fie o decizie un pic mai gândită, cred. Cred că a fost o perioadă în care le-au permis aeronavelor să se întoarcă în țara mamă. Cred. Nu știu, nu am vrea să vorbesc prostii, ori obișnuita vrăjeală românească de căcat, știi? Hai să nu facem nimic, dacă nu facem nimic, sigur se rezolvă de la sine. Înțelegi? Ori, iar zic, poate a fost o, cum să vă zic eu, un calcul. Bă, era un număr de aeronave, trebuiau să treacă prin spațiul nostru aerian, asta e zic, nu știu. Mă gândesc așa, încerc să le ofer o circumstanță atenuantă, bă, poate nu așa, așa încerc și eu să le ofer o circumstanță atenuantă cu ce au trimis în Ucraina și aș vrea să cred că acolo a fost o chestie organizată la nivel de NATO sau la nivel de UE, habar n-am, în care a spus, bă, tu trimiți aia, tu trimiți aia. Și noi, și nouă ne venim numai de medicamente și dezinfectanți? Păi poate aia am avut, Răzvan. Eu zic altceva. Eu zic că băieții au stat și au făcut niște calcule și au zis, bă, trimitem de 1.000.000, zicem că am dat de 3. Eu aia zic o durată, Andrei. Până au făcut cutiile. E plauzibil asta. Până au pregătit Gabi cutiile, știi? Au luat niște cutii de carton, câte măștiți? 5. Lasă 2. Știi? Câte căștiți? 4. Lasă 2. Deci eu până au pregătit ei coletele și le-au trimis în Ucraina, că eu chiar am vrut să-i scriu lui Zelenski. Am zis, domnul președinte, vedeți că vin niște ajutoare în România. Am și o rugăminte lui nenumărat să știm și noi ce am trimis. Vă jur că am vrut să-i scrimit. Am vrut să-i mai scriu un mesaj. Știți că la ucrainieni, dacă nu, acum s-o mai liniști treburile în vamă. Dar la ucrainieni, până ieri, dacă nu dădeai 500 de euro, nu ieșai din țară. Da, am auzit chestia asta. Deci asta era vrăjala. Am auzit. Dar nimic. Groazic. Dar coruptă ca și a noastră, nu avem ce să... Asta este. Bă, s-ar putea chiar mai coruptă decât a noastră, s-ar putea. Așa era caz... și la noi, Andrei, până acum câțiva ani, așa eram vamă și la noi. Da, dar până acum câțiva ani, nu până anul. Și apoi, mămică, stai un pic, că și acum sunt, mai... sunt chestii care trec până vamă, utilaje, șmecherii, așa, mai... Am explicat eu care e fenomenul, nu știu dacă ați auzit. Poate n-am auzit. Ei, deci noi, țara noastră, cum suntem țară sfântă, dacică, noi suntem protejați de, de o umbrelă, știți? Noi avem o umbrelă care e deasupra țării. Da. La umbrela asta e fix deasupra țării. Și vin razele cosmice care dăunează vederii, care creează orbire temporară, dau în umbrela asta cosmică, știi? Și curg pe umbrelă până jos. Până unde, mă? La vamă. Că vamele sunt fix pe, știi, pe marginea umbrelei. Vame și aia care stau acolo. Îi lovești ictioraz de aia, nu văd. Bă, și așa trec infractori. Înțelegi? Că ai văzut că dacă e în vamă interioară, îi prinde. Ai văzut că pe băieții aia, că era un utilaj pe care l-a prins spre Cluj. Un dita mai excavatorul, furat, din, nu știu, până Anglia. Până da. La Cluj nu a văzut nimeni că e furat, mă. Înțelegi? Aia zic. Numai asta poate fi explicația. Deci cei care sunt afară nu văd din cauza razelor. Asta. Umbrela. Dacia Sfântă. Bun. Și la noi în vamă e la fel. Deci acum încet, încet mergem spre o normalitate. Că cumva ne obligă Uniunea Europeană. Și dacă vă întrebați când o să se termine, asta vă spune sigur. Când o să intrăm în Schengen, o să știți că s-a rezolvat problema cu vamii și din România. Deci aia să știți. Când o să zic europenii, haideți în Schengen și noi o să zicem, bă, gata cu șpaga și cu mizerile pe vânt. Până atunci o să mai fie niște mici discuții, zic. Bă, dar eu mă gândesc numai acum ce dramă e la băieții aia de acolo, de la voi, cu țigările, mă. Ce fac că ea, mă, că ea, cred că-s disperați, mă. Eu nu cred că-s disperați, eu cred că își văd de afaceri liniștit. Crezi că... Da, voi... Dar ei oricum, Răzvan, ei nu cred că, nu știu dacă știi, ei n-aduceau țigările legal.
Păi da, asta zic, dar oricum, acum mă gândesc că fiind război, nu le mai arde nici ucrainilor să ducă țigări sau... A, nu, nu, păi numai că aia zic, nu mai faci hai, frate, câteva zeci de mii dolari pe săptămână, n-are rost. Hai să lăsăm contrabanda un pic, că lucrurile sunt grave. Și nu asta, hai să lăsăm contrabanda să ne apărăm țara. Păi nu? Păi da, și-o luat pușile, și-o luat mitralierele, s-o dus. Bineînțeles, au Kalashnikov din ăla. Nu gândeam, că nu, acum situația extremă, nu mai... Mai situația extremă, nu sunt arde de trafic de țigări, dar poate să arde mai tare, bă, cine știe, bă. Păi da, țaperi țara, că băi, cum să zic, e afacerea ta. Dacă vin rușii, nu mai poți să faci trafic cu țigări. Îți iei Kalashnikov ăla, ți-am zis, placat cu aur. Ești și tu în drum cu băieții. Dar tot așa bine le mergi la băieți. Te întreb pe tine că tu ești acolo. Băi, eu sincer să spun eu, deci eu am cam pierdut legătura cu domeniul. Așa. Că noi când stăteam în oraș, da. Noi stăteam în bloc cu un băiat care se ocupa cu treaba asta. Așa. Și băiatul în, ce să zic eu, deci el stătea la bloc că era cumva un pic obligat. Că el nu se putea muta la vilă, că se l-ar fi întrebat lumea de unde are bani de vilă. Așa. Da, pot să vă spun că într-un an de zile și-au făcut două brutării. Că nu, investești bani, nu-i ții la dulap, nu? Corect. Și-au luat, nu știu, cred că două sau trei mașini noi, vreo două ATV-uri pentru el și familie. Deci omul cheltuia cu zecile de mii de euro. Deci n-avea niciun stres, n-avea niciun fel de apăsare. Deci din asta? Da, da, da. Doar, ok. Na, din țigări. De cât ce, Răzvan, te tentează? Nu, mă gândeam așa. E cam târziu, Răzvan, acum. Nu, știu, pe 9 ani și nu mai am nicio vârstă necesară. Zis, după vârstă nu mai te să conduci țări nucleare și să faci trafic cu țigări. Dar nu, că nu, Răzvan, nu trebuie să fugi cu țigările în spate. Nu mai îi... Deci nu e atletică proba. Nu, nu, nu. Nu trebuie să urc muntele, nu? Nu, nu, nu. Am înțeles. Uite cum vezi în filmele alea cu traficanți de droguri, mergi pe junglă, tai cu maceta. Dacă totuși mă pun, aș putea să fie un cap, să nu fie un șerpaș din ăsta. Trebuie să fie un cap. Crezi că te pricepe? Da, nu, stai să zic ceva. Să coordonez? Da. Ascultă-mă. Cumva tot aș face ceva, mă. Răzvan, eu zic, hai, uite, eu spun cam ce ai putea tu să faci, cunoscându-te eu pe tine. Așa, te rog frumos. Deci eu, dacă ar fi să începi o relație, o afacere cu țigări din astea de contrabandă, așa. Cel mai bine eu te văd în piața Ștefan cel Mare, întrebând lumea, țigări? Ești cu un rucsăcel în spate. Păi bine, mă. Păi și din asta fac vilă, mă. În vânzări, mă. Păi, Răzvan, toți câștigă la fel, că e un procent. A, da, deci nu... Și iarăși îți zic, tu în vânzări poți să câștigi cel mai bine. Că ăștia care cară, ăștia au comision fix. Și cam în cât timp fac vilă? Păi aici depinde de tine, cum te miști, cum vinzi. Bă, deci, dar chiar așa tare mult... vrei vilă, tu știi că geamul trebuie să speli. Da, nu, că nu, mă gândeam așa, cum ar fi să... Nu îmi doresc neapărat. Vilă, ca să spele geamurile, mai vinde niște țigări și angajează o femeie care spală geamurile. Bineînțeles, și mi-au roboții din ăla care aspiră, ce știți de bun. Da. Nu o să stau eu cu aspiratorul prin vilă, nu sunt cretin. Categoric. Plus că, da. Nu, iar zic, că nu poți să lași după ce ai un pic de experiență, altfel e că te duci tu la lucru de dimineață. Băieți, ăștia începe la 5, când iese lumea de la fabrice. Asta deci, practic, cel mic. Deci nu, deci nu mai vedeam post de comandă, practic. Tehnic atâta încredere în mine. Nu deci mai eu, vedeam. Eu ți-am zis nu ca mai vedea ce, ca un ce cap cred eu că ai reușit. Deci asta, eu ca asta cred că ai reușit. Deci nu mai efectiv nu mai vedea ca un cap de rețea, nu, nu mai vedea. Că, nu, deci și dacă un băiețel cu două cartușe țigări, au ce să-ți facă. Hai să zic că în cel mai rău caz să dau amendă. Deci tehnic atâta, asta e viziunea ta despre mine. Atâta crezi că pot eu. Deci asta cred că tu ai suportat dacă cumva ar veni și ar prinde, nu că te-ar prinde, dacă ar veni și polițiști și ar întreba, nu știu, cât e ceasul? Că eu bănesc că tu le zice, nu, nu, nu vând țigări eu aici. Eu asta cred că ai face. Și așa cred că te-ai, pur și deci, simplu ai... Tehnic, nu mă vezi foarte sprinte la minte. Nu, nu, nu că nu vezi sprinte la minte, dar aia zic că cunoscându-ți... cum să zic eu, dârzenia în fața autorităților, dacă... Andrei, ai ceva unghie încărnată sau ceva? Nu, citeam niște chestii de la o tipă care locuiește în beciul blocului în Kiev și spunea că n-au apă, n-au mâncare, nu mai au de unde să cumpere, că-s magazinele închise, goale. Mă gândeam cât de groasă trebuie să fie, bă, băiete. Da. Păi nu, e război, mă, frate. Nu e ușor. Că stăm noi aici, râdem și glumim, dar nu e ușor, că e război, bă. Și zice asta, bă, într-adevăr, avem niște mâncare, dar o să o terminăm și nu putem să ne cumpărăm alta. Că n-ai de unde. Da. Foarte o bine. Să deschidă, cred că, niște convoi umanitare, cred că cumva să rezolve treaba. O să dă ei ucrainieni, o să le dă ei mâncare, că n-au ce face, mă, frate.
Deci trebuie să se întâmple niște lucruri. Bă, dar se întâmplă niște chestii foarte ciudate. Ai vorbit cu ea și as we speak, ea în... Da. As we speak, nu știu, citeam pe BBC, nu știu dacă as we speak, poate a murit între timp, nu știu. Dar mă uitam acum, fiți atenți, mă uitam, a fost o știre la 8:30, pe Busy Day vorbesc, care a zis că primarul Kievului, la boxerul, a anunțat că orașul e încercuit de forțe ruse și o evacuare a civililor nu e posibilă pentru că toate căile sunt blocate. Așa. Și un update la 10 în care a spus orașul nu e complet înconjurat, armata luptă din greu la periferie, armata rusă înregistrează victime, evident că asta zic. Civilii care fug câtă vreme există restricții de circulație n-au cum să fugă, pentru că nimeni nu poate ieși din case. De ca și cum dacă ăla vrea să fugă, că e speriat, stă să mai gândească la... Dar nu înțeleg cum vii la 8:30 și spui că ești înconjurat și la 10 spui, bă, nu suntem înconjurați. Dar același om zice același lucru? Da, primarul Kievului, da. Păi, acum iarăși Răzvan, Andrei, îi război. Nu-i ca și cum zice unul, hai să sunăm, să aflăm cum e vremea în Kiev. Mă dai seama că primești și el informații. Gata, ne-o tăiat retragerea. Vine altul, zice, nu, da. Nu ne-o tăiat retragerea. Bănuiesc că asta se întâmplă. Adică nu cred că omul vorbește prostii unul la mână. Nu, bănuiesc că s-a schimbat situația într-o oră. Efectiv. Ori s-a schimbat, ori n-au informații. Că iarăși spun, poate să vină la un moment dat un băiat să zică, bă, am observat o coloană de tancuri în partea aia și zic, gata, suntem încercuiți. Și să vină al băiat să zică, nu, nu sunt tancuri acolo. S-au trecut, s-au plecat, erau, sau, erau de-a noastre. Erau de cauciuc. Da. Știți aia, nu? Cu aeroportul de cauciuc. Nu. Aia nu se poate. Nu, nici nu se poate așa ceva. În al doilea război mondial, englezii ca să-i prostească pe englezi, nemții ca să-i prostească pe englezi, au făcut un aeroport fals. Deci era un aeroport pe care erau numai avioane din carton și din lemn. Ce tare. Știi? Nu știu. Și după ce l-a terminat, a venit un bombardier englez și a lăsat o singură bombă. Din lemn. Deci înțelegeți? Aia au lucrat, frățioare, două luni, o tăiat, o făcut. Îți dai seama că nu știu să faci sute de avioane, să le faci, să arate avioane, știi? Ca să-i prostească pe aia să le bombardeze. Și aia a venit și a lăsat o singură bombă din lemn. Ping. Se pare incredibil, bă. Se pare, îți dai seama, în mijlocul războiului niște oameni, au avut, bă, nu știu cum să vă spun eu. Simți, să vă mor, bă. Dar numai britanicii puteau avea așa da, un umor. Da, înseamnă că unul zice, bă, hai să le dăm foc, să le împușcăm. Și zic, nu, stați, mă, frer, că am eu una. Stați, că eu dau. Dar numai britanicii puteau avea așa un umor, să-ți lași piciorul. Bă, dar apropo de Vitali Klitschko, care e primarul Kievului, mă, și că am văzut poza aia, mă, cu el, mă, bă, în echipament militar complet, cu mâna pe calaș. Deci, mă, bă, dar știi că e veche poza, da? Da, ok. Dar oricum, tot... Așa a făcut și acum niște poze. Toate imaginile cu el sunt îmbrăcat în echipament militar și mă gândeam cum ar arăta al meu de aici, de la Cluj. Deci eu când l-am văzut pe Vitali Klitschko, numai la boc m-am gândit, frate. Dar la boc știi ce i-ar da, mă? Ce? I-ar da suportul de la mitralieră, dar numai suportul, știi? Picioarele alea în vechi. Afetul, da. Afetul. Am zis că afetul, dar îți dai seama că Răzvan nu... Cam e curu. Bă, știți ce mi se pare foarte tare, bă? Ce a făcut Poroșenko, frate. Și pentru că voi știți, dar poate nu toată lumea care se uită, știam să povestesc ce a făcut Poroșenko. Poroșenko e un băiat care a fost președintele Ucrainei. Și este multi-mega, ultra-hiper-miliardar. Este un băiat deosebit de bogat. Dar deosebit de bogat, adică nu-i ca bogații noștri, e ca bogații lor, care are niște probleme cu DNA-ul lor, cu procuratura lor, cu ce-or fi avut ei pe post de DNA pe acolo, pe nu știu ce, și, obviously, era plecat din țară. Și a început războiul, mâncația și domnul Poroșenko s-a întors în Ucraina, a luat arma în mână și a ieșit pe străzi. Noi nu avem niciun bogat de felul ăsta. Dar înainte să plătești cauțiunea. Nu. Poate avea și el niște probleme de rezolvat, mă, Andrei. Avea niște oameni, niște conturi, niște, știi? Erau niște oameni care au depus niște plângeri, niște declarații. Băi, nu altfel știu, vorbești când ai aș vrea să vă gândiți dacă există un bogat român și o să râdeți de mine. Mie nu-mi place omul, nu vreau să credeți că îi fac vreo laudă sau ceva, dar cred că singurul care chiar ar face ceva într-o situație de asta ar fi Mandache ăla, sau cum îl cheamă de la Suceava. Nu. Băi, eu pe ăla îl văd în stare. Eu pe ăla îl văd în stare dacă e căutat de DNA și începe războiul, să ia arma în mână, zină încoace. Eu nu. Să-și facă publicitate, da. Senzația mi-ai că ăla e doar o bolă de PR.
așa tot. Bă, nu știu. Da, s-ar putea, s-ar putea. Da, știți un alt bogat român care căuta de DNA, a fugit din țară, s-ar întoarce în caz de război? Nu. Nu, bă, bun, dacă te întorci în caz de război, n-ai nimic de pierdut. Adică ești singura asta șansă să te întorci. Ok, dar de ce te întoarce? De ce n-ai sta în Coasta de Azur cu prietenii tăi să joci dame? Păi repet, poate mai are și ăla niște tablouri, niște diamante pe undeva, niște, înțelegi? Hai bă, că e bogat, rău, nu cred că sunt tablouri. Poate are vreo iubită, vrea să o vadă. Poate are întâlnire de 10 ani de terminare facultății, Andrei. Bă, nu știu, dar oricum, mi se pare un gest. Faptul că s-a întors, având probleme cu legea, faptul că s-a întors, mi se pare... Foarte mulți oameni s-au întors, să știți, foarte mulți oameni s-au întors. Eu, păi, nu știu dacă ați văzut, eu am un băiat din Ucraina cu care lucrez de foarte mulți ani, care este în Spania. O să zic pentru cei care nu mi-s prieteni pe Facebook. Și el locuiește în Spania cu nevasta lui de mulți ani. În Kiev are o mamă și o soră. Și vorbeam cu el zilele astea, mi-a spus, bă, maică-sa are 66 de ani și locuiesc foarte aproape de blocul, de unul din blocurile care au fost nimerite de rachete din greșeală. În sensul că atât de aproape, că între casa lor și blocul lovit de rachetă este o grădiniță și atât, atât de aproape sunt. Și am spus să, bă, zile la femei să facă cumva să ajungă la granița cu România, le iau eu de acolo, le aduc la București, le cazez la mine și ți le pun într-un avion să vină spre Spania, că de la noi se poate zbora spre Spania. Și a zis, bă, nu vor. Și sora mea deja și-a preluat AK-47-le și că ea e priceput, era la clubul de airsoft. Bă, eu râd, dar e foarte groaznic, știi? În fine. Și zice, asta m-a spart foarte tare. A zis, sunt șanse mult mai mari ca eu să mă întorc la Kiev la ele decât să le aduc pe ele la mine. Zic, bă, păi, poate nu vrei să mergi la război. Și a zis, bă, eu nu vreau să merg la război, că nu mă pricep, n-am mai fost, dar s-ar putea să nu mai am de ales. Bă, e o chestie pe care eu nu știu. Eu nu cred că eu aș fi capabil de chestia asta. Toate astea știi de la... De ales? Adică poate a fost o primit hârtie de reclutare. El e în Spania, n-are cum să primească hârtie. Auzi, deci dacă ești cetățean ucrainian... Așa, și primești și nu te duci, ce se întâmplă? Se judecă curtea marțială și când te întorci în țară faci pușcărie. Păi și nu se mai întoarce, e foarte simplu. Păi rămâi toată viața, adică... Păi el locuiește în Spania, men. Dar trebuie să ai cetățenie. Păi bănuiesc care. Dacă ai cetățenie, n-are treabă. Dar eu aș de mult, gen de 15 ani, ceva de genul. Dar știi de ce asta? Știi că și tu ai zis că n-ai putea. Știi de ce asta? Pentru că cretinul ăla de Zelenski e pe străzi. Eu cred că nu poate... A, bineînțeles, e un exemplu, deci, categoric. Deci liderul care ți insuflă chestia asta, dacă ăla dacă era plecat din țară, probabil nu era mobilizarea asta atât de mare. Bă, eu dacă îl vede pe președintele țării că e în stradă în Kiev, eu cred că îmi pare rău, eu sunt de părere că este fix invers. Nu, eu cred că e un cumul. Deci eu sunt de acord cu ambele variante. Deci eu cred că au președintele, dar pentru că ei ca oameni sunt așa, înțelegi? Asta, nu, eu nu altceva zic. Eu zic că oamenii s-au speriat la început, nu știu la ce să aștepte. Cred să vin rușii și fac ce-au făcut în Cecenia, că nu știu dacă știți. Dar rușii când au intrat în Cecenia, au ras Cecenia pe fața pământului. Nu știu dacă știți. Căutați poze cu războiul rușilor în Cecenia și o să vedeți că, bă, n-au rămas piatră pe piatră. Deci, efectiv, au pus orașele, le-au făcut, le-au transformat în nisip. Oamenii nu știu la ce să aștepte. Oamenii au crezut că rușii vin și o să începe să omoare oameni pe stradă. Asta e frica de armata rusă. Pe asta s-o baza Putin cel mai mult. O zis, oamenii o să ridice mâinile sus și noi o să trecem pe lângă ei. Când a trecut o zi, două și au văzut că nu se întâmplă lucrul ăsta și că civilii nu prea au treabă și că totuși armata ucraineană are succes după succes și au pierderi foarte mici, eu vă spun, foarte mulți oameni au dorința de a fi eroi. Foarte mulți oameni își doresc, bă, stai un pic, mă duc și mea pe țara, că vezi că nu e chiar așa nașpa. Înțelegi ce vă zic aici? Și vă spun asta pentru că am un prieten care, un cunoscut, un băiat care e fan, e șerif aici la noi, știi, la noi. Și în Polonia și face, ajută băieți din ăștia, ajută oameni care vin. Și vin femei cu copii și spun, da, mă, soțul meu a vrut să rămână. Deci nu că a fost obligat, nu, bă, a vrut păi să rămână. Păi și Alexandru meu vrea să se ducă, pentru că așa simte. Auzi, că e lege marțială în Ucraina, nu prea, ca bărbat între 16 și... Dar nu asta spun acum, că putea să zică, da. Bă, hai noi, ce să faci, o vrut, mă, n-avem ce face, o trebuie să rămână. Nu, zice, bă, o vrut.
Deci au vrut să-ți ducă să se împuște. Asta încerc și eu să spun, că Alex, ăsta, un colegul meu, mă rog, nu mi-e chiar coleg, că nu lucrăm la aceeași firmă, dar colaborăm de foarte mult timp. Alex a zis că n-are de ales să se întoarcă pentru că așa simte, nu pentru că îl obligă cineva. Deci ăla simte nevoia, dacă măsa și să ia acolo, să ducă să le apere, efectiv. Dar nu mai știu dacă băiatul ăsta mi-a povestit, dar vă repet, mai povestesc mai mult. Și asta zicea că, bă, nu supărați că trebuie să rămână. Supărați că se despart de familie, dar îți dornici să lupte. Adică, bă, o zic, da, vreau să mă duc. Asta încercam eu să zic, Răzvan, că sunt genul ăsta de oameni. Noi ca popor n-am fi așa. Nu, dar aia ucrainienii, bă. Țineți minte că v-am povestit eu de ucrainieni când am fost eu în concediu în Croația? Vă mai aduceți aminte? Nu mai știu. Zi. Când am fost în Croația, am luat o croazeră de o zi cu un vapor să vedem o este a Croației, o peșteră care, bineînțeles, a fost descoperită de austrieci și pusă la punct, dar asta e altă discuție. Au o peșteră în care pe fundul apei, apa are 10 metri, pe fundul apei e un nisip alb, este o gaură în peretele peșterii sub apă și într-o anumită perioadă a zilei dă soarele prin gaura aia nisipul alb și toată peștera se iluminează albastru. Și apa e incredibil de clară. Deci apa e atât de transparentă că ai impresia că apa are 20 de centimetri, dar apa are 10 metri. E o chestie incredibilă. Se intră cu barca, trebuie să te culci în barcă, că treci până niște bolvani, e incredibil. Când am mers cu un vapor. Deci pur și simplu am plătit, nu știu, 200 de euro sau 100 de euro, nu mai știu. Și vaporul avea 12 locuri. Foarte scump. Ha? Foarte scump. Da. Păi da, bă, ne permitem, asta. Vaporul avea 12 locuri. Și noi eram 4, noi eram 2 perechi și pe vapor mai erau 3 perechi. 10 locuri. Așa. Și, ne-am început să povestim. Erau ucrainieni. Era o familie, deci bărbat cu femeie, cu doi feciori și fiecare dintre ei era cu prietenele lor. Nu erau oameni cu bani foarte mulți, că nu erau, da. Pur și simplu erau din Ucraina. Bă, n-am putut să nu observ. Tatăl era un bărbat, bă, nu știu, un bărbat falnic, bă. Un alt, țapăn, bă, cu niște brațe, tatuat, tot. Dar foarte de treabă și glumeț și nu știu, prima oară când îl vedeai așa zice, bă, ăsta e un bandit, îmi dă în capul meu bani. Bă, băieții, bă, vă jur, eu numai la școală militară am văzut, bă, stăteau perfect drept, bă, niște perfect unși, raș, bă, deci nu știu cum să vă spun. Te uitai la ăștia așa, bă, ăștia strâng, nu știu, duc femei la prostită aceea, deci, bă, îți jur, dar incredibil de treabă și, dar... atitudinea și felul în care erau. Și le-am zis la ăștia care erau cu mine și am zis, bă, ăștia sunt ruși sau ucrainieni. Ăștia nu pot fi altă nație. Deci când ne-am văzut de departe, bă. Dar îți repet, așa stăteau frumos și băieții stăteau așa lângă țasă, zici că stăteau în poziție de drept. Dar să știi că mulți proxene sunt foarte de treabă. Adică... păi nu zic asta. Nu știu dacă erau proxene sau nu, dar îți repet, bă, familia aia de ucrainieni, pe mine m-a impresionat prin, nu știu, în modul cum reacționau, cum vorbeau cu tatăl lor, deci cu un respect incredibil. Înțelegi? Că se vedea că vorbesc cu respect față de el. Și cum stăteau? Mă, erau așa, parcă antrenați. Turnați. Ori erau soldați, ori erau interlopi, e simplu. Nu, că eu i-am întrebat. Eu am zis, bă, voi în țară la voi sunteți ceva bandiți? Asta e întrebat? Din exterior așa se vede. Și au zis, nu. Păi zic, aveți o... sunteți militar, faceți militar? Au zis, nu, dar la noi... toți tinerii fac sport, că așa îi, și cam așa trebuie să fii. Deci asta înseamnă cool la noi. Asta înseamnă că ești, bă, trebuie să fii șmeche, așa trebuie să fii. Deci, dar ce zic? Ei, prin atitudine, așa, prin felul în care erau, stăteau drept, stăteau, și așa era, asta era cool la noi, la ei. Adică ei sunt nații care au crescut cu război, să știți. Adevărat, asta, într-adevăr, mai... schimbă mentalitatea. Asta vorbeam cu lumii ieri, de chestia asta, că neașteptat de dură riposta lor, și lumii și-a, bă, ăia au avut altă viață decât noi, adică... Bineînțeles, bineînțeles. Pe lângă că au fost călcați în picioare de ruși în continuu de 400 de ani. Dar povestea ta mi-aduce aminte și am să spun, deși n-are nicio legătură, dar e o amintire plăcută din viața mea. Eram în Corfu, de mult, tare de mult, dar totuși în secolul ăsta. Și la un bar... nu mai știu, de la Meson Ghibici sau ceva. Nu mai țin minte exact, că a fost de mult. Ai cunoscut o gagică? Nu. Erau doi englezi, doi bărbați englezi. Sex. Bă, lasă-mă să spun eu, te rog, că nu nimerești. Erau doi englezi, erau mulți englezi, dar doi dintre ei total deosebiți prin faptul că era gen 10 dimineața și
ei erau treji și toți ceilalți englezi din jurul lor erau, prin toți ceilalți mă refer la vreo 15 indivizi, ca să vă faceți o idee. Deci era un grup de englezi în care doi erau separați de ceilalți, clar. Ăia erau rupți de bețe, ăștia doi erau foarte treji și beau cafea sau ceai sau ce beau ei. Morzata, vă beau ceva la bar, mă înțelegeți? Da. Bătrânei, aș ziceam eu la vârsta, eu aveam 20 ceva de ani, erau oameni peste 40 de ani, amândoi, dar foarte fit, foarte slim, foarte. Și la un dat s-a creat o busculadă la barul ăla, în sensul că a început o altercație între englezii beți, cumva s-a ajuns la englezii ăștia doi, care stăteau la bar, și vă dau cuvântul meu de onoare în 10 secunde, în afară de ei doi, toată lumea era pe jos. Bă, vă jur pe cuvântul meu, nu știu să vă descriu mai bine în cuvinte, dar s-a creat o busculație, ai clipit de două ori, toată lumea era pe jos în afară de ei doi, care în continuare beau niște șeiuți sau ce beau ei acolo. A doua zi după chestia asta, pe care eu n-am înțeles-o deloc, pentru că, repet, nu era nimic de înțeles, a fost ceva foarte rapid, am nimerit cu ei pe un vaporaș într-o croazieră care mergea, nu știu, în ceva insule de pe lângă Corfu, pe nu mai știu unde mergea. Și am observat că aveau tatuaje cu Royal Marines, amândoi, pe gambă, știi? Și am întrebat, are eu Royal Marines? Și ei au spus că da, am fost. Nu. Ei erau cu nevestele și copiii și ne-am amicizat, ca să zic așa că exagerez, la un moment dat când una dintre mame striga disperată după copil, care copil era cu mine pe navă, ei făceau baie într-un golfuleț. Și una din fetițele celor două familii rămăsese pe vaporaș, ca și mine de altfel, că nouă ne-a fost frică să sărim în apă. Tasul s-a suit în puii mei pe catargul vaporului și a sărit de acolo. Și asta s-a speriat că nu-și găsea copilul, a strigat. Eu i-am spus să stea liniștită că e aici pe barcă lângă mine. S-a liniștit, s-a urcat, am văzut tatuaje și am întrebat, bă băieți, voi chiar sunteți Royal Marines? Și ei au zis, am fost. Și atunci am înțeles care a fost mișcarea, că i-au bătut pe aia. Băi, efectiv, vă dau cuvântul meu că n-a durat mai mult de 20 de secunde și s-a întâmplat acolo. Deci, efectiv, și nu erau împreună, deci nu erau un grup. Ei erau ei doi și aia era un grup de cetățeni beți care au creat un scandal. Și ei au rezolvat scandalul când a ajuns la ei. Mi s-a părut foarte tare, una din amintirile mele. Am și poze cu tatuajul unuia dintre ei. M-a lăsat să-i fac. De ce nu-ți faci și tu unul? Bă, nu știu, cred că e genul de tatuaj pe care nu ți-l, ca tatuajele din bratva, știi? E foarte ușor să-ți faci un tatuaj bratva, dar până vede primul dintre ei că l-ai. Și ce se întâmplă dacă vede că l-ai? Mori. De ce? Că nu ești bratva. Bă, bun, dar dacă te autodeclari? Nu poți să te autodeclari membru în bratva. Cum nu dar poți bratva te... ce? Eu nu mă chiar nu mă... Mafia rusească. E o, mă rog, o secțiune a mafiei rusești. E un coza noastră rusească. Am înțeles, dar bun, dacă, de exemplu, eu te întreb acum, că mă pricep, te întreb. Tu-ți faci tatuajul, pleci în altă țară și le trimiți lor o poză. Vin să te omoare? Probabil nu așa riști să mori. Să mor că dacă te duci la plajă în Grecia, de exemplu, te dezbraci și mai e un băiat de la Bratva pe acolo, s-ar putea să nu mai pleci de acolo. Da, da, au un certificat de autenticitate, adică ăla își dă seama că tatuajul tău e fals? Acum te testează, să faci un test, bă, hai să vedem de cât de cel bine mai probabil poți să mori. Primul își dă seama că nu ești rus, mă gândesc. Nu știu, n-am fost, aibă și ei. N-am fost în situația asta. Dar bun, te duci la el și zici, fiate, eu sunt român, dar tatăl meu a fost pilot pe vapor din ăsta. Și o să spun o întrebare. Hai să zic. Și care e culoarea primăverii? Și nu o să știi să răspunzi aia. Ha? O să spun o întrebare. Care e sunetul primăverii? Și nu o să știi să răspunzi aia și te omor. Păi da, tu îi zici, ascultă-mă. Deci tu îi zici că ai intrat în Pradva, dar ai stat termen scurt. Că după aia taic tău repara vaporul și a plecat din Rusia și tu ai rămas cu tatuajul. Eu nu cred că ai cum să faci asta. Sau să... Hai, îți mai dai un exemplu, mă. Deci, fii atent. Ești turist, te duci, te îmbeți într-o noapte, te prind doi băieți și vor să facă o glumă proastă. Și îți fac un tatuaj cu bradul. Mori. Păi asta zic, e o glumă proastă. Și te explici, bă, nu am, uite, vreau să pun nu mai multă peste. Nu stă nimeni, mă, să ceară explicații. Dar nu poți să te întrebe la, bă, chiar ești, adică... Dar nu poți să te întrebe. Mi se pare riscant să faci tatuaje de astea de Navy Seals și de astea tu nefiind, știi? Navy Seals nu cred. Navy Seals cred că poți să-ți faci. Cum își fac aia cu noodles, știi că sunt aia care și-au făcut, era ceva brand de noodles și știau că e ceva mafia chinezească, știi? Nu. Erau și băieți, ceva gangă, ceva gașcă, nu știu, pe aici, pe în țară, nu mai știu. Și s-au dus la cea tatuator din ăla și au zis, bă, noi vrem să-i facem
tatuaj cu Yakuza, cu ceva, mafia chineză, nu știu, ceva căca din ăsta. Triade de astea. Da. Și zice, da, e ok. Uite aici, bac, 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 și l-a făcut. Și-o făcut și într-un moment dat s-o sună, nu știu, în concediu, nu știu pe unde. Și într-un moment dat, ce ți-ai scris? Brandul ăsta de noodles. De tăieței, mă. Înțelegi? Ăla ce-a putut el de pe net și eu tatuat. Cum nu? Pot eu, pot, cum nu pot. Știi? Și de-aia zic. Da. Dar bun, dar îți faci un tatuaj din ăla semi-permanent. Păi și de ce nu mai mult? Dar văd că te tentează foarte mult, Gabi. Vrei să te tatuezi cu... Eu vreau să înțeleg fenomenul. De ce ți-ar omorât cineva că ai un tatuaj? Bă, dar știi că acum am zis din burtă, habar n-am dacă te-ar omorât sau nu te-ar omorât. Nu, dar păreai foarte sigur, adică ziceai, băi, erai sigur, păi, dacă te vede... Eu am învățat de la Gabi chestia asta, știi? Când cred o chestie, o cred cu convingere. Da, bine, deci dacă acum, dacă îmi spui că dacă fac unul din ăla mare pe spate, nu mai duc la plajă, că de frică să nu mor. Ascultă-mă puțin, ai văzut serialul Arrow? Nu, n-am văzut serialul Arrow. Aici, vezi, de asta e lipsa ta de informație. În serialul Arrow, personajul principal e un băiat care... Un băiat fecior de familie de miliardari din America. Știu, de la știu, povestea o știu. Fel de Batman, dar mai de la țară. Un fel de Batman mai de la țară, care, mă rog, a fost naufragiat pe insulă 5 ani. Și învăța să se întoarce. Și are tatuaj Bratva. Uh-huh. Cu care se duce la Bratva. Dar nu era rus? Nu mă întrerupe. Dar era rus? Nu mă întrerupe. Hai te întrerupe, era rus? Mă, dar nu mă întrerupe. Se duce la Bratva, filiala din orașul lui, care erau niște mecanici auto, jur că nu te mint, și zice, băieți, eu sunt Bratva. Și ăia deodată, mamă frate, ăsta e Bratva. Deci tatuajul ăla trebuie să semne ceva, pentru că așa spunea serialul, Răzvan. Crezi că mințea? Păi, eu nu cred că mințea, dar nu i-a dat nicio întrebare cum sună primăvara lui? Ea, a fost o discuție acolo, da, a fost o discuție. Dar nu mai țin minte că l-am văzut tare de mult. Dar a fost o discuție ca să definească că știe ce e tatuajul ăla de pe mâna lui. Ești tehnic, nu știi nimic, Andrei. Te bazezi pe un serial de căcat? De în primul rând a fost un serial de căcat. Primele zic, două, trei... Zici cu convingere. Numai două secunde, vă rog. Primele două sezoane au fost foarte miște. Deci toată discuția asta e bazată pe un serial cu un super erou, cu un Batman care a fost bolnav când a fost mic și acum trage cu arcul și acum toată polologia de ultimele 10 minute e bazată pe un serial de căcat. Da, bun. Nu, știm, nu sunt deloc de acord. Deci nu hai să ne facem tatuaje cu Bratva, că nu știm ce se întâmplă de fapt. Hai, eu spun două chestii. În primul rând, nu sunt deloc de acord cu ce spui. Așa. Nu e un serial integral de căcat. Primele două sezoane au fost foarte mișto, de la al treilea încolo s-a stricat. Ok, bun. Asta una la mână, doi la mână. S-a stricat că s-a întors în oraș, hă? Da. Doi la mână, îți propun cu convingere să-ți faci tu tatuaj cu Bratva, da, și să te duci la o plajă cu ruși. În Grecia, în Turcia, pe unde sunt ruși mai mulți, știi? În Grecia. Și să apari cu tatuajul tău de Bratva la vedere. Dar poate fi ceva minuscul sau trebuie să fie mare. Nu, tatuajul ostentativ. Bratva e mare. E ostentativ, așa. Da, e o stea. Am să încerc să fac un efort să-ți arăt. Dar poți să mi-l fac pe fund sau ceva, de exemplu? Poți, dar... Între buci sau nu știu. Dar atunci nu-l vede nimeni. A, deci trebuie să mi-l fac pe spate, fain să se vadă, să mă duc acolo la plajă. No. Nu, dar iată o provocare. Mă gândeam cum să mai condimentez viața, aș putea încerca asta. Da, eu am avut la un moment dat o idee să-mi fac stema Serbiei. Așa, și poate te-ai gândit că nu-i prea bună. Și după care m-am gândit, bă, dar poate mai merg la plajă în Croația, poate mai merg la plajă în Slovenia, poate mai merg la plajă în Muntenegru. Muntenegru e foarte aproape de Albania. Uite, așa și am zis, bă, nu mai bine nu fac tema Serbiei pe mână, știi? Nu mai bine îmi văd eu de ciorba mea liniștit. Da, deci tatuaj... Serbita a fost printre puținile nații care au aprobat acțiunile lui Putin, nu? Da, bun, nu sunt ai mei, că nu i-am creat și educat eu. Voiam să vă arăt tatuaj Bradul. A arătat, Nică, acum deja sunt mult de curiozitate. Așa e? Am știu că nu mai poți. Eu pun pe Ramona să-mi fac în seara asta. Tatuaj Bradva? Da. Dar cu ce ți-l facă? Cu acu. Nu știu unde, dracu, am... Nu știu. Zice, mai stă mult, Andrei? Că... Da, mai stă mult. Mai stă mult. Da, bun. De exemplu, dacă ți-ai face un tatuaj cu Coreea de Nord, zic. Aia ar fi o chestie. Uite, Răzvan, ești atent? Da, sunt foarte atent, te rog. E mare, trebuie să recunoști că e măricel.
Da. Hai mă, fi serios, mă. Bă, asta e, zici că e piatră de mină, mă. Păi da, dar e tatuaj bratva. Da, eu știu niște mineri în Baia Mare care sigur au tatuaj. Auzi, da, putea, să ne mai lămurim cu ceva. Puteai să pui și tu un sunt de femei. O trebuie neapărat să vedem. Na, femei în Bratva chiar nu cred că sunt, honestly. Or fi, cine știe. Nu vreau și dacă să... îți nu tatuate. Zic. Da. Bă, încheiem și noi că e totuși 11 noapte. Eu zic să mai stăm, că oricum ediția aniversară nu mai facem alta. Ei, nu mai facem. Poate mai facem. Hai să lăsăm. Hai să lăsăm în suspans. Nu știu dacă deci mai facem. Deci dacă dă Vladimir cu bombardeaua, s-ar putea să nu mai facem curând, într-adevăr. Păi atunci nu mai facem un așa de până vine unda am la noi. Am înțeles că în lumea post-apocaliptică e mai greu cu podcast-uri cu de-astea. Din ce am văzut pe filme, nu știu, nu mă pricep. Îl facem scris, îl cioplim pe o piatră. Și cum facem? Trimitem piatră de la unul la altul sau cum? Da, mă, dăm niște pergamente. Nu, mă, bine, mă, ne adunăm toți trei într-un loc, că n-avem cum să, știi? Da, și da, unul vorbește și doi scriu. Eu mă bag. Da. In. Amin. Bă, băieți, mi-a părut chiar foarte bine să ne revedem. Și... Bă, și mie. Am putea să mai... Bă, da, vă rog, mai stați 10 minute, că eu îmi caut niște scule acum și mi-am salvat niște taburi aici, n-aș pleca, vă rog. Mai ziceți ceva, că vă repet, și așa nu ne mai vedem o perioadă lungă de timp. Te unde știi, mă, atât ai sigur. Pentru că așa ați spus și anul trecut că o să mai facem și trecut un an ce n-am mai făcut. Dar fii atent, mă, dar ești așa de sigur ca și ăsta cu tatuajele Bradva, mă. Bă, eu, spre deosebire de Andrei, eu am povestit că eu am tehnica asta, eu... Și dacă nu am nici cea mai mică idee, eu sunt foarte hotărât, eu vă spun sigur. Dar aici chiar sigur. Că eu când am mai vorbit noi și ați zis voi că lasă că mai facem, v-am zis că nu mai facem. Și acum am făcut, numai că Andrei a fost ieri pe live la mine. Și a cerut lumea. Și băieți care au zis mai multe ori că ce se întâmplă cu tricastul. Dar iar vă zic că asta s-a întâmplat în fiecare ediție. Deci foarte multă lume a cerut tricastul. Numai că nu v-am mai zis că n-avea rost. Aici poate și tu ai greșit, dacă ne ziceai. Eu n-am greșit, mă frer, cu nimic. Asta, eu nu vreau să vă forțez să faceți nimic. Bă, deși atât. Odată de ziua ta, chit că tu cu asta te ocupi, îți voi face cadou un tricou pe care scrie eu n-am greșit cu nimic. Ok. Ce o să-l fac la tine. O să-l fac la tine și o să zic nu, nu poartă. Ce culoare? Ce culoare? Galben. Ok. Păi, dar n-aș putea să-ți fac altceva. Da, nu știu dacă... Te-ai găsit scurele că m-aș duce să fumez o țigară și... De ce da, nu fumezi, Andrei? Asta e problema, că viciile tale, Andrei, știi? Ne fac pe noi să suferim aici. Dar de ce nu fumezi, Andrei? De că în prima dată că nu ai fi fumat sau ce? Răzvan nu a fumat până acum. Eu am fumat de n-am... Dar eu nu fumez în camera asta. A, nu fumez în camera asta. Dacă tu te-ai mutat, mă, frer, nu? Da, s-a mutat. De ce te-ai mutat? De ce m-am mutat? Pentru că apartamentul în care am stat în ultimii mulți ani, din păcate, s-a vândut. Da. Și nou proprietar nu vrea chiriaș? Nu ne-am cunoscut, nu știu ce vrea și ce nu vrea nou proprietar. Și n-ai putut să-i lași un bilețel în casă? N-am putut. N-am putut că s-a făcut o curățenie generală. Apoi bine, dar lași eu tu. Mă gândesc acum, ca să înțelegi cum funcționează mie creierul meu. Eu de când mi-ai zis că tu ai plecat și nu te-ai întâlnit cu fostul proprietar, cu viitorul proprietar, eu acum, singurul lucru care îmi stă în cap, acum mă gândeam cum puteai să-i lași mesaje fostului proprietar. Nu puteam, că s-a făcut niște lucrări în apartament. Bine, dai... Deci okay, eu, de exemplu, îi făceam o pentagramă în corete și o văruiam, dădeam cu vopsea peste, știi? Cât să rămână așa un pic să se vadă. Știi? Omoram o găină și o puneam sub parchet sau ceva. Nu știu, găseam niște chestii să-i lași, niște mesaje din astea. O hartă cu o comoară, ai putea să faci asta, să-mi bag. Deci să-i lași la un om și să-i zici, am ascuns banii în pădure la Băneasa, la Trei, știi? Aurul și banii ardelenii. În pădure. Ha? Aurul și ardelenii. Dar nu mă, deci fii atent, ascultă-mă aici. Îți dau ție ideea asta, Andrei, că doar vorbim aici. Tu stai în chirie, eu nu pot. Înainte să pleci undeva, da? Înainte să pleci dintr-un loc, du-te într-o locație aiurea, nu știu undeva, și pune o cameră din aia de vânătoare, știi? Îi trebuie să lei, îți dau și eu bani, îți dau și eu jumătate. Ce eu, bă, da, ce uite, bă, avem deja om. Camerele alea înregistrează numai la mișcare. Găsești o locație undeva la Cucamă, că e într-o pădure, știi? Și îi zici la ăla, îi lași o hârtie și zici, am ascuns banii la Cucamă, că e în pădure, la al șaptelea stejar, lângă, și lași așa.
Să-l vezi pe la câte zile sapă acolo. Să-l vezi pe la câte sapă vă două luni. Eu mă plac. Dar și Răzvan poate să facă asta, că și el stă în chirie. Cine? Răzvan. Și eu pot. Și eu pot, da, corect. Răzvan nu se mută de acolo. Răzvan să facem podcast ediție, tricast ediție 50 de ani, Răzvan să fie în același apartament. Dar chiar de cât timp stai acolo deja? Ai 2 ani? Cât ai? Nu, mă, 3. 3. 3 ani. Ai 3 ani 3 deja? 3 ani. Că, de 2 ani? Nu, mă, ca și cum ar fi zis, eu am găsit ce de 2 luni stai. Nu, mă. Dar ce, mă, 3 e mult? Nu e mult. E ok. E mult pentru o chirie, să știi. Bine, acum depinde. Tu cât, ai, tu cât ai stat, man? Eu am stat acolo la Dristor, am stat 5 ani. Na. Dar este cea mai lungă chirie în care am stat vreodată. Bine, și cel mai mult cât ai stat într-un loc, într-un oraș tu, 5 ani. Nu e chiar așa, dar ca și ca chirie, acolo am stat cel mai mult. Și dacă nu ar fi vrut proprietarea să-l vândă, stăteam literally până la adânci bătrânețe și stat acolo. Deci n-aș fi plecat de acolo pentru nimic în lume, dar s-a hotărât să-l vândă și n-ai cum să blochezi chestiile astea, din păcate. Dacă era după mine, aș fi stat acolo până la pensie. Nu ai făcut. Și la pensie te mutai. La țară. Nu ai făcut o ofertă, nu? Nu, mi-am permis, că e piața de imobiliare la o cote foarte înalte. Nu înțeles. Din bă, ce-ți face mașinuța? A mea? Da. Bine, mersi. Săptămâna viitoare duc la revizie. Sunt în continuare foarte încântat de ea, nu? Asta zic. Da, foarte bună alegere am făcut. Și noi ne căutăm. Deci nu i-am schimbat un șurub. Da, da, mă, știu. Deci a fost, am nimerit-o foarte bine. Știi că-ți fan Skoda eu. Noi acum ne căutăm un Kamiq. Da, foarte drăguț. Da, dar vrem să luăm nou și problema e că livrarea am un frer. Băi, e o problemă cu livrările la toate brandurile de mașini, da. Ce am înțeles. Și o să fie, la Skoda o să fie și mai rău, că nu știu dacă știi. Skoda acum trebuiau să termine o fabrică mare în Rusia. Da, știu, am citit. Și toată lumea se bazea pe livrările fabricii din Rusia, care, well, o să mai întârzie nițel. Dar sunt la toate... Da, păi nu sunt chipuri, chipe. Da. Hai să închidem, cetățeni. Mulțumim că v-ați uitat la... La tine butonul. Da, păi asta ziceam, mulțumim că v-ați uitat la această ediție specială. Mulțumim tare mult. Numai la cei care se uită, la ceilalți. La ceilalți nu. Da, bine, ca de obicei. Când mai facem, o să aflați de pe internet că am mai făcut sau ceva de genul ăsta. Deci nu o să aflați, că n-aveți de unde să aflați. Da. Hai, toodles. Toodles.